Salut, David, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să purtăm această discuție și o să te rog pe tine să spui câteva lucruri despre tine, dar o să plecăm de la ideea asta pe care vreau să transmit, că tu ești artist, ești implicat în mai multe proiecte de NFT-uri, dar nu numai. Dacă poți tu să zici, te rog, câteva cuvinte despre tine, cum te vezi tu pe tine și ce înseamnă să fii artist din perspectiva unui artist. Așa, o introducere scurtă și după o să ghidez eu discuția cu anumite întrebări. Super. Salut, Cristian. Mă bucur că facem chestia asta. Cu ce să încep? Cu o scurtă introducere despre mine. Cum ai zis tu, artist, designer, stabilit în Barcelona de 4 ani, după o experiență cu du-te vino între România și Barcelona, am rămas aici. Și dacă e să vorbim despre parcursul meu artistic, a început în urmă cu nu știu exact câți ani, prin 2017 sau 2016, când m-am dus la UAD, la Cluj, la Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca, unde s-au deschis foarte multe ferestre pentru mine și am privit prin toate cumva. Eu încă sunt curios cum ai făcut o alegere asta de universitate. Că ai zis, mi-ai povestit la un moment dat, nu de mult, că prima dată nu voiai să mergi neapărat la facultate și ai mers și ai lucrat la un ziar local. Sunt da. Curios când ai făcut, când a fost clipul. Aici e nice chestia și cumva e o amintire super faină pentru că, cum am zis, nu am ales să mă duc la facultate după ce am terminat liceul, deși era o chestie, cumva era și la modă să te duci la facultate și mulți prieteni de-ai mei se duceau doar pentru că să se ducă la facultate. Eu am ales să nu mă duc pentru că nu știam ce vreau să fac exact. Nu aveam ceva... Și în cazul meu a fost cumva la fel. Eu am mers la facultate din, să zicem, după ce am terminat liceu, dar am ales, n-am știut deloc aproape ce vreau să fac și am încercat să mă gândesc ce îmi place mie mult, nu știu, dealurile, pământul și am mers la agronomie într-un final. Dar da, sunt curios cum ai ales făcut o alegere. Cum ziceam, nu știam ce să fac și am avut ocazia să lucrez pentru un ziar local din Bistrița. Eu sunt din Bistrița deloc, m-am născut acolo în 1994, unde a fost o experiență incredibilă pentru mine, pentru că aveam 20 de ani sau 21 de ani, 20 sau 21 de ani, nu, după ce am terminat liceul, la 19 ani, 19-20 de ani aveam. Acolo, practic, am descoperit latura mea artistică, pentru că, ducându-mă în ziar, am întâlnit o grămadă de, nu știu, situații și acolo m-am dus ca fotoreporter și foloseam foarte mult, făceam video și foto. Și eram cumva în perioada aia pasionat de foto-video. Făceam foarte multe videouri, pe lângă ce făceam pentru ziar, la evenimente sau unde mergeam eu, făceam eu așa pentru mine poze și mi le stocam pe un laptop și mă uitam la ele sau nu mă gândeam neapărat că e ceva artistic acolo, știi? După un an de zile petrecut acolo la ziar, șefa ziarului mi-a zis, mamă, dar tu chiar, am arătat eu într-un context fotografiile ce le făceam pe lângă ziar și o zis, mamă, asta chiar niște fotografii bune, ar trebui să te duci la Universitatea de Arte din Cluj pentru că au o secție a foto, știi? Și atunci, prima dată, am realizat, mamă, n-am știut că există așa ceva, știi? Da. Ani unde poți să studiezi fotografie, video și secția era foto, video, procesarea imaginii digitale, ceva legat de chestia asta. Și care implică grafică, chestii pe calculator, Photoshop, programe de editat, etc. Și atunci mi-a făcut trigger-ul, chiar în săptămâna aia după ce mi-a spus chestia asta, m-am pompat, așa, mamă, chestia, mamă, ce exciting e. Deși acolo la ziar aveam cumva tot ce vreau, eu aveam 21 de ani, aveam un salariu super bun, dar mașină, telefon, laptop, ce și-ar dori un tânăr în viață, așa, idealul de atunci, din perioada aia, aveam cumva tot. Și am zis, bă, vreau ceva mai mult și chestia asta cu facultatea chiar sună interesant. Și am început să caut pe net, intru pe site-ul de la facultate, să văd, wow, foto, video, este și grafică și pictură, să văd profesori, ateliere, poze, etc. Și am fost super entuziasmat de chestia asta. Cred că la două săptămâni distanță sau ceva, le-am zis la
oamenii de la ziar, uite, eu când o să fie următoarea sesiune de admitere la UAD în Cluj, vreau să mă duc la foto-video să văd ce se întâmplă, poate intru acolo. Și vreau să mă mut în Cluj, vreau să încep așa o etapă nouă, cumva, să schimb ceva în viața mea. Simțeam că trebuie să fac chestia asta. Și asta era aproape înainte, vreo lună sau două de admitere. Fast forward, mi-am făcut un portofoliu, am aplicat, m-am dus la probe, la tot ce trebuie, la examene de admitere, etc. Și am intrat la foto-video DPI sau DGI sau ceva, nu știu care era prescurtarea, ce ziceam, legat de procesarea imaginii pe calculator. Și atunci s-a făcut trigger-ul meu către, adică atunci s-a făcut tranziția mea către spectrul ăsta creativ. Cumva și mintea mea mi s-a deschis în direcția asta foarte mult, am început să studiez. Deși înainte eram conectat și înainte de asta, adică îmi plăcea tot timpul, am citit despre istoria artei sau știam artiști sau eram atras de chestii de estetică, de design. Știam, nu eram pe lângă lumea asta, dar n-am fost niciodată implicat direct în ea. Sunt foarte interesanți oamenii ăștia și mie mi se întâmplă, adică apar niște oameni în anumite contexte care nu se creează așa pe parcurs și dintr-o dată îți fac, cum ai zis tu, un click în minte și v-ați dau la direcție. Mi-aduc aminte perfect click-ul ăla, Claudia Antron și numele persoanei în cap și e foarte apropiată pentru mine, că ea mi-a dat un trigger și un boost foarte puternic, deci ea cumva o activa ceva în capul meu atunci, pentru că nu mă gândeam eu de la mine să încerc măcar chestia asta. Și cum ziceam, am ajuns la Cluj. Acolo am avut o experiență super mișto, adică de asta, studenție, clar, colegi noi, tineri toți, oraș nou, frumos, prieteni noi, în lumea asta artistică tot felul de personaje, nice, foarte. Mi-ai spus tu la un moment dat că, și o chestie care mi-a plăcut foarte mult, că tu te simți artist, știi, înăuntru. O să ajung și la chestia asta. Curios, când ai început să simți chestia asta, că mi se pare că facem anumite chestii și câteodată nu aș zice neapărat sindromul ăsta al impostorului, dar până ajungi să te simți tu că ești cu adevărat persoana respectivă, sunt niște pași de urmat și e un punct în care îți simți rolul următor, știi? Adică ai simțit că ai progresat, ești persoana aia și vine din interior. O să ajung la asta, clar, trebuie trecut printr-un proces și eu la început, adică până să ajung să mă simt și să vină dintr-o și să am chestia aia, dar o să ajung și o să o explic la momentul potrivit. Vreau să mai zic o parte din parcursul meu la UAD și ce mi-a schimbat și mi-a dat un alt boost. Deja au venit, ăsta a fost level 1 de la Bistrițianu la UAD prin trigger-ul de la Claudia și levelul 2 a venit în momentul în care eu la UAD am aflat că există Erasmus. Okay, deci da. Am întâlnit la facultate, am avut norocul, locuind, asta e poveste super mișto, eu locuiam într-un demisol și nu mai puteam să locuiesc acolo pentru că simțeam că nu mai am energie, n-am lumină, eram cumva semi-depresiv din cauza locului în care stăteam. Da. Era foarte nasol acolo pentru că era o casă mai veche și demisolul ăla era un pic așa mai obosit, nu era chiar ok. Și simțeam că nu mai pot. Asta chiar influențează spațiul în care ești. Mediul e foarte important. Adică ce avem în jurul nostru, cu ce ne înconjurăm, ne influențează viața foarte mult. Deși nu suntem conștienți de asta, dar asta e o poveste foarte lungă. Dar să continui cu faza cu demisolul și cu cum am ajuns la levelul 2 și cu Erasmusul. Deci locuiam acolo la demisol, simțeam că nu mai pot. Și le ziceam la e-mail și la prieteni, băi, eu trebuie să mă mut, dar n-aveam bani să mă mut într-o chirie, altă chirie, că aia era foarte ieftină. Și ce m-am gândit eu? Știam că este cămin la UAD, au ei căminul lor cu apartamente, în care un apartament care e împărțit de doi oameni, care era chiar decent, adică cu baie proprie, cu tot, era super mișto. Și am zis, băi, eu o să încerc, știu că nu mai sunt locuri, era full book și acolo era greu să intri, nu mai sunt locuri, dar mă duc la directorul universității și vorbesc direct cu el, că poate. Și ghiși ce? Trimit un mail la directorul universității, zic, uitați, eu m-am prezentat, așa, aș vrea să am întâlnire cu dumneavoastră ca să discutăm ceva legat de cămine, sau nu mai știu cum am formulat, dar cumva am introdus topicul și vreau să mă întâlnesc cu el să vorbesc față în față. Și am acceptat asta, m-am invitat la el în birou și m-am dus, am îmbrăcat frumos, m-am aranjat, m-am pregătit, nu aveam un speech pregătit neapărat, dar știam ce vreau să-i zic. Ce vreau să-i zic omului?
Am dus la el în birou și am zis, uitați, eu locuiesc acum în Cluj, m-am mutat, asta e primul meu an de facultate, locuiesc și locul în care stau e foarte greu să mai locuiesc acolo, pentru că e un demisol care simt că nu pot să fac, mă simt rău acolo, nu am energie, etc. Simt că nu mai pot să mai vin la facultate, nu pot să mă mut într-o altă chirie și vreau neapărat să mă mut într-un cămin, pentru că dacă nu o să trebuiască să renunț la facultate, cum v-am zis eu așa, știi? Chiar aveam gândurile astea, ziceam, bă, mă duc înapoi în Bistrița sau ceva, știi? Că era nasol, na, e poveste mai lungă, dar în fine. Și omul a zis, am vorbit cu el, nu mai știu exact, dar o zis, hai că-ți găsim un loc, o să că nu-ți promit nimic, dar o să-ți dau un mail în zilele următoare să vedem dacă îți găsim un loc. Poate îți găsim un loc într-unul dintre căminele noastre, care era un cămin dedicat studenților din România și un cămin dedicat pentru Erasmus. Acolo majoritatea, 90% erau din Erasmus sau masteranzi. Deci el era un cămin mai special. Ok, bun. Așa am rămas cu o impresie plăcută. Omul m-a ascultat, chiar s-o simți că are o intenție bună. După câteva zile îmi dă mail el și îmi zice să mă duc chiar la el la birou pentru că are o veste bună pentru mine. Am știut, din prima, am știut că mi-a găsit un loc încă mine. Dar ajung la el în birou și îmi zice că, ok, am găsit un loc încă mine, dar nu-i ce te aștepți tu. O să te duci în căminul de Erasmus, pentru că un coleg din ăsta locuiește singur și acolo este un loc, cam în apartamentul ăla. Am, pentru mine nu mi-au venit să cred, eram în al nouălea cer. Mi s-a schimbat viața atunci. Simțeam, bă, am ieșit din demisol. Ce important sunt oamenii ăștia, știi, care chiar pot să te ajute și își dau puțin silința. Oh my God, a fost o mână angelică acolo, pentru că, gen, eu, pentru mine, ieșirea din demisol, jur, e așa un highlight. Ieșirea din demisol, cred că așa o să numesc. Pe bune, e un capitol al vieții mele, ieșirea din demisol, pentru că m-am mutat în căminul ăsta unde începe levelul 2 despre care ziceam înainte. Ieșirea din demisol, ce bun e asta, capitolul 2. Da, mamă, un capitol al vieții mele, ieșirea din demisol, pentru că o poveste care oricum pe mine m-a marcat experiența, la modul, m-a făcut să forțez limita, să mă duc eu la directul în birou, știi, să încerc eu să vorbesc. Da. De multe ori asta, și mie îmi place chestia asta, să ofer oamenilor care își doresc ceva, știi? Și se întâmplă în general, când îți dorești ceva, încep să faci acțiuni în direcția respectivă și cumva lucrurile vin. Da, s-a întâmplat așa, ți-am zis, ca o mână angelică cumva au venit și m-au scos de acolo, omul m-am mutat, într-o săptămână am și renunțat la chirie, am zis la doamna de acolo, ok, gata, vă dau ultimii bani, vă plătesc luna asta, dar eu plec acum, m-am mutat acolo unde era, de, nu știu, cu 80% mai ieftin decât plăteam eu, aproape, deci foarte accesibil din punct de vedere financiar și un loc așa ca o, nu știu, ca o poveste cu tot felul de personaje, oameni veniți din toate țările. Pentru mine era ceva foarte nou chestia aia, să întâlnesc, nu știu, studenți din Franța, din Italia, nu mai știu, o coreancă era, care a fost prima mea interacțiune cu cineva din Asia sau cineva mai departe de Europa, că mai cunoscutem străini până atunci. Dar a fost o experiență super mișto. Și acolo a fost, cum ziceam, de levelul 2, că acum mă întorc la ce am început, momentul în care am aflat de Erasmus, cumva, că eu știam de Erasmus, dar nu eram foarte interesat sau nu aveam o imagine clară a ceea, doar auzisem de Erasmus. Știam că e un program de studenți. Dar acolo, prin studenții care erau veniți în România, la facultatea noastră, la UAD, am aflat care e faza cu Erasmus, că tu poți să aplici pentru o bursă, să te duci într-o țară străină, să primești o bursă lunară care să te ajută să te susții acolo, plus că probabil ai mai avea nevoie și de un extra, în fine, asta e relativ. Dar am aflat cumva detalii mai multe despre Erasmus. Și acolo deci eu eram foarte entuziasmat. Am zis, mamă, există așa ceva? Nu pot să cred că există așa ceva. Eu mă duc și eu, știi? Clar mă duc și eu undeva. Pe direcția asta de oportunități pentru studenți, la fel și mie mi-a influențat viața și parcursul, cum am construit, ce am făcut, tot programul pentru studenți, Work and Travel cu studenții în America. Deci fac o treabă bună. Tot adică în perioada aia auzisem și de Work and Travel și aveam prieteni care începuseră în 2018, începuseră să iasă cu Work and Travel, să ducă în stat să lucreze. Dar Erasmusul clar e o experiență diferită. E o experiență diferită pentru că eu am făcut trei Erasmusuri. Poveste lungă cu astea, trei Erasmusuri ale mele. Dar primul Erasmus l-am făcut pe studying. Și exact. Au fost într-un mediu universitar. Work and Travel cumva mergi să lucrezi sau... Da, e diferență, dar
tot o oportunitate pentru studenți. Adică exact. Poți să iei mult, mai multe din facultate decât de așa la prima vedere. Și, bă, nu știu, mie mi s-a părut și o mână angelică chestia asta de Erasmus și am avut norocul să aflu în primul rând de la colegii mei studenții veniți cu Erasmus despre Erasmus. După aia, din dorința mea de a face același lucru pe care ei îl facă, eu îi vedeam cât de bine se simt ei fiind în România cu noi, cu străini, experimentând o cultură nouă, un lifestyle nou. Știi, aveau o experiență foarte faină din punct de vedere personal și profesional, adică încă nu era profesional pentru că era încă student, dar pe partea asta de dezvoltare a unei cariere, știi? Legat de ce ai zis tu cu faptul că când ai ajuns în căminul ăsta erau oameni, culturi diferite, chiar mă gândeam zilele astea la lucrurile care ne aduc așa liniște în minte sau ne mențin starea de fericire. Cred că e în noi, în oameni, să trebuie să rămânem cumva exploratori și ne bucurăm foarte mult, creierul, habar n-am, când descoperim lucruri noi, chiar dacă poate unele te pun într-o stare de te scoți din zona de confort, dar lucrurile noi, na, poate cel mai ușor e să călătorești, lucrurile noi îți aduc fericirea aia, știi, că atunci când erai copil și tot descopereai, ori totul era nou. Mi se pare lucrurile noi, cum zici tu, dezvoltă în creier noi structuri neuronale, chestii pe care creierul tău nu le-a mai absorbit până atunci, atunci le vede și le experimentează pentru prima dată. Clar îți aduc ceva. Nu știu, e interesantă toată chestia asta de explorare, cum ai zis tu, să explorezi. Da. Deci ai de Erasmus, ești curios unde ai mers. Asta cu Erasmus, deci tot ce zic aici e fast forward, crede-mă că am putea vorbi oare în detaliu dacă mă duc să zic și cu oamenii cum. Deci eu eram într-un grup cu tot felul de oameni și atunci primele mele dialoguri în engleză, începusem să înțeleg italiană, să vorbesc puțin italiană, că petreceam timp, cei mai buni prieteni ai mei din timpul facultății au fost doi italieni pe care chemau pe amândoi Francesco. Eram ca într-un deci era foarte fun. But anyway, nu mă duc în detalii acum, vreau doar să zic cum am ajuns, adică levelul 2 a fost chestia asta, da? Suntem în levelul 2, capitolul 2, ieșirea din demisol și căminul de pe, nu mai știu care cum se numea, da? Whatever. Acolo, pompându-mă foarte mult pe faza cu Erasmus, ce am făcut? Again, aceeași mișcare. Mă duc la facultate, la birou Erasmus, să vedem cine e în charge of Erasmus. Și era doamna Ienei, pe care o respect și o ador, și o doamnă care a schimbat viețile și a ajutat foarte mult studenți. Gen mii de studenți. Ea lucrează în UAD de zeci de ani și doar pe chestia asta cu Erasmus. E un personaj superb. Anyway, mă duc, încerc să văd, să mă implic mai mult, să aflu mai mult despre cum pot să aplic, când o să fie sesiunea de înscriere, etc., etc. Aflu toate informațiile astea, venea sesiunea de înscriere, mă înscriu ca mulți alți studenți, câteva sute de studenți, adică aproape toată facultatea se înscria la Erasmus, să meargă oriunde, că UAD are legături în foarte multe țări din Europa, chiar zeci de țări din Europa, deci toată Europa de vest, până și spre est, vecinii noștri, țările vecine. Chiar recent am văzut că au făcut în state, anii trecuți, au făcut genunal, un gen de Erasmus, deși european, cumva o mix din ăsta, euro-inter-american, nu știu exact. E interesant UAD-ul ce networking are pe partea asta de Erasmus. Aplic. Nu știam în ce țară să aleg, pentru mine era orice țară, era ok, doar să plec undeva. Am aplicat în Spania prima dată să mă duc în Alicante. Era Alicante, Universitatea din Alicante. Am aplicat acolo, nu știu, random. Așteptam 2 săptămâni sau cât ca să primim răspuns. Primesc răspuns, am fost acceptat în Alicante. Și ok, super fericit, super tot. Mă duceam în Alicante, totul era wow, mamă, mi se întâmplă chestia asta cu Erasmus, mă duc să văd, mă duc în Spania, știi, eram wow, mă duc acolo să explorez. Ca între timp, discut cu colegi de ai mei care aplicaseră și ei și era la Madrid, la Universitatea Complutense, care e una dintre cele mai vestite universități de art din Europa, super veche, cu tradiție, au un campus imens,
Complutense implică multe universități, multe facultăți. E universitatea care are și universitatea de arhitectură, de matematică, de științe, de arte, de okay. Imensă, imensă chestia. Nu mai știu, cum am ajuns să zic despre Madrid, despre Complutense? Mersesei, prima dată alesesei Alicante, între timp a apărut opțiune. După aia să discut cu colegi de-ai mei și să-mi zică una dintre colegele mele, Lorena, o tipă super mișto, să-mi zică că colega ei renunțase să meargă în Madrid, nu vrea să mai meargă și s-a eliberat un loc în Madrid. Uh-huh. Și pentru mine a fost, bă, am pus așa în balanță. Sună așa, bă, Madrid este un loc liber, Alicante, Madrid. Hai să încerc să schimb, să mă duc în Madrid, să vorbesc cu doamna Ienei și să văd dacă se poate. Nu știam eu că se poate. Am zis, hai să încerc totuși. Eu am chestia de asta cu încercat, mă duc să încerc. Și ghiși ce? Mă duc la birou, îi zic, uitați, am aflat de la colegii mei că este un loc în Madrid și aș vrea să mă duc eu dacă se poate și să-mi schimb. Atunci, în perioada aia, se făceau actele, se semnau chestii între universități, etc., agreement-uri, whatever. Eu nu apucasem să semnez încă. Și îmi zice, ești sigur că vrei să faci asta? Nu știu ce. Zic, da, clar, mă duc, facem, schimbăm, că eu mă gândeam, bă, Madridul, capitala Spaniei, etc., e altă chestie, sigur e altceva, na. Alicante e în sud-vestul Spaniei și e destul de retras pe costa Spaniei acolo. Am zis, bă, Madridul e capitala, etc., nu știu, simțeam eu o oportunitate diferită acolo. Uh-huh. Și îmi schimbă actele, îmi face tot, na, bun, Madrid. Mamă, nu venea să crezi, păi cum naiba mea, Madrid? Nici nu m-am gândit vreodată în viața mea cum să mă duc eu în Madrid să studiez la Complutense. Și fast forward, ajung în Madrid cu Lorena, colega mea, care mi-a și zis de locul liber. And acolo a venit deja levelul 4. Gen, eu am ajuns la universitatea aia și eu eram super satisfăcut de ce se întâmplă la UAD, știi? Era chiar mișto, no? Ateliere, chestii, tot felul de ustensile, aparate, foto. Noi făceam mai multe la facultate, nu doar foto-video, făceam și pictam și desenam, no? Acopăream un pic din tot spectrul creativ, știi? Încercând să ne dezvoltăm o latură în parcursul ăstor 3 ani de facultate, știi? Da. Dar în Madrid a fost o altă chestie, pentru că universitatea era atât de bine dotată și atelierile și profesorii și colegii și viziunea era un total alt nivel. Și pentru mine a fost la modul, am descoperit o lume nouă acolo, știi? Dar nu te-ai simțit copleșit, că mai degrabă ai fost fascinat și... Nu, eram, credem, studiam, eram foarte entuziasmat de ce se întâmplă. Mă duceam peste tot, eu zic că eram acolo în facultatea aia de nu știu câți ani, mergeam la toate atelierele pentru că aveam posibilitatea asta. Noi în primele săptămâni puteam să mergem peste tot, la toate atelierele, la toate secțiile, la sculptură, grafică, pictură, media, erau tot felul de specializări la care sau cursuri la care puteai să te duci. Și puteam să mergem la toate, că la un moment dat să ne alegem câteva pe care să le urmăm și să ne acumulăm punctele cu care să trecem anul, știi? Și asta era pentru, apropo, Erasmusul ăsta era pentru 6 luni cumva, știi? Asta era curios, dacă un semestru ăsta sau un an. Da, 6 luni. Uh-huh. Și na, acolo a fost o experiență super, adică am învățat foarte multe lucruri. Începuse în primele mele cuvinte în spaniolă, primele mele propoziții în spaniolă, na, mai mulți prieteni internaționali, mai multă cultură, mai multă absorbție de noutate, ca să zic așa. În perioada asta, până în punctul ăsta, ai întâlnit oameni așa care ai simțit ca o clipire în direcția asta a artei? Nu știu, artiști așa super deosebiți? Nu, am întâlnit artiști deosebiți care probabil au fost consacrați mai mult, adică consacrați. Dintre profesorii de la Complutense, oameni foarte respectați în Spania și... Dar nu am întâlnit un artist neapărat cunoscut sau să simt eu mamă ce artist sau să simt un coleg de-a meu mamă ce artist e ăsta. Știi? Atunci nici nu puteam să analizez sau nici nu puteam să judec neapărat mamă ce artist e ăsta. Nici pe mine nu mă consideram artist, că încă nu ajungesc la chestia aia, la trigger-ul la care să zic, bă, știi, eu sunt artist. Încă eram un explorator în lumea asta și încercam să văd care e locul meu aici, știi, acolo, aici, acum, în momentul prezent. Dar... experiența de acolo mi-a dat un foarte mare plus. Mi-a adus un mare plus și plus de încredere în sine și în practicile mele artistice, pentru că eram deja, bă, na, uite, nu sunt așa fraier, știi?
Totuși am ajuns să fiu aici la Complutense, să studiez cu niște profesori care sunt foarte respectați, care au tradiție, care au zeci de ani și prin mâna cărora au trecut mulți studenți și na, e o universitate cu prestigiu, știi? A fost ceva, un highlight mare pentru mine și atunci am înțeles un pic, bă, eu am ceva, știi, în mine, pot să o duc mai mult de aici. Și, na, astea 6 luni au trecut cu foarte multe peripeții și experiențe. Am trecut totul cu bine, am luat punctaj, dacă nu maxim, către maxim, la cam toate atelierele. Am încercat să fiu cât de implicat am putut. Profesorii au fost mulțumiți, feedback-ul pe care l-am primit înapoi la UAD a fost ok și pentru mine și pentru colega mea, Lorena. Amândoi destul de dedicați acolo, însă eu nu vreau să plec, crede-mă. Deci nu vreau să plec, mamă, mi se rupea sufletul. Când erau ultimele 2 săptămâni, eu eram, mamă, se întâmplă, știi? Asta e, da. Mă duc înapoi în Cluj, deși îmi plăcea și acolo, da? Na. Dar, na, aici ai intră level 5. Haide, că oricum ai zis că ai fost plecat de 3 ori, nu? Da, asta e prima dată. Da, intră levelul 5, nu știu, level 5 sau nu știu de ce le-am grupat așa. 4, 5 acolo. E o treaptă din asta așa, ascendentă. Da. Sunt etape. A fost momentul în care nu vreau să plec și am zis, bă, cum să fac să rămân? Cum să fac să rămân? Aflasem, ok, eu știam că pot doar 6 luni pe an de Erasmus pe studying. Asta a fost studying în universitate. Dar, între timp, eu studiind și încercând să văd ce pot să fac ca să-mi prelungesc toată chestia asta, am aflat că există Erasmus Internship. Okay. Bun. Erasmus Internship. Ce înseamnă asta? Înseamnă să te duci într-o instituție sau într-un studio sau într-o companie din spectru creativ, trebuie să fie din industriile creative, în care tu să lucrezi diferite chestii care cumva te ajută pe tine să te dezvolți în domeniul ăsta creativ. Asta cerea UAD-ul. Deci trebuie, ca să primești un internship de la Erasmus, trebuie să faci într-un loc, în institut sau orice, dar în mediul creativ. Dar școala, adică nu te lega și de școală cumva? Nu te mai lega de școală. Internship-ul deja ești în job, cum ar veni. Știi? Deja lucrezi, aplici chestii, știi? Deja nu mai studiezi. Deja cumva acolo înveți cum să lucrezi, înveți ce se întâmplă în mediul, să zic, într-un mediu instituțional în care tu poți să fii în internship la un studio, asistentul unui artist, să zic așa, știi? Sau să lucrezi într-o galerie de artă, în internship, să fii, nu știu, supervisor, adică supervisor înseamnă să stai în galerie, să supervizezi vizitatorii, știi? Care nu e neapărat exciting, dar totul ești acolo în lumea aia, care e foarte important să fii în lumea aia dacă vrei să crești acolo. Aflatem de chestia asta de Erasmus Internship, ghiși ce? Doamna Iene, again, de la Cluj, de la UAD, îi scriu un mail, atâta mail am scris, i-am explicat care e situația, că eu vreau să continui experiența asta, că simt că pentru mine e ceva foarte benefic, că simt că mă ajută, că etc., etc. Și că vreau să fac un internship, îi zisesem eu. Dar nu mai știu cum am compus e-mail. Dar nu în Madrid, pentru că n-am menționat chestia asta, eu între timp fusesem în Barcelona. Am vizitat un prieten 5 zile și am fost atunci, în astea 5 zile am zis, bă, deci Barcelona e un loc ca în vise, trebuie să vin să fac aici ceva. Trebuie să fac într-un fel sau altul să fac aici. Și am zis, doamne Iene, că vreau să fac un internship în Barcelona. Universitatea UAD avea legături de internship, ei puteau propune o grămadă de studiouri sau instituții din domeniul creativ în multe orașe din Europa. Aveau ei deja create legăturile. Dar în Barcelona nu exista așa ceva. Și mi-a zis doamna Ienei, nu poți în Barcelona pentru că nu avem o legătură acolo, dar dacă tu poți să creezi o legătură în Barcelona cu un studio sau cu oricine și te primesc ei în internship, noi îți oferim bursa asta Erasmus și te poți duce liniștit. Atâta mi-a trebuit. Deci, atâta mi-a trebuit, numai să nu zic că să fac eu ceva, că dacă fac, se face. Și am zis în cap meu, nici n-am zis că hai să vedem. Eram convins. Deci eram 100% că eu mă duc în Barcelona, cumva, într-un fel sau altul, nu știam exact cum. Din momentul ăla, au început să trimit mail-uri la studiouri, să mă prezint, ok, eu sunt artist, începusem să am și un portofoliu cu artwork-uri, cu chestii, cu grafici, cu poze, cu diverse chestii creative, să le trimit un portofoliu, să vă zic, mamă, eu sunt artist, vreau să fiu artist, să mă dezvolt, acum student, la, la, la. Am avut eu așa un speech a meu.
am trimis vreo 50 de e-mail-uri și, na, bineînțeles, multe nu mi-au răspuns, unele mi-au dat răspuns negativ și singura care mi-a dat răspuns pozitiv, adică nu mi-a dat răspuns pozitiv din prima, dar care a intrat cu mine în dialog și care a fost cumva interesată de propunerea mea de internship în institutul lor, a fost Espronceda, Institute of Art and Culture din Barcelona, care o galerie, institut, fac foarte multe chestii în direcția educațională, expoziții de artă sau evenimente artistice. Se întâmplă multe lucruri acolo. În ultimii ani s-au axat foarte mult pe tech și art. Dar, în fine, povestea e că au fost singurii care mi-au răspuns. Am schimbat vreo câteva e-mail-uri cu ei, chiar cu CEO-ul galeriei, adică fondatorii galeriei, care sunt doi frați gemeni, Henrik și Holger. Eu cu Holger am intrat în contact și am schimbat câteva mail-uri cu ei și mi-au zis, ok, hai, ce trebuie să facem? Care sunt următorii pași? Ce trebuie să ne dea universitatea ta ca să ăsta? Trimitem și facem. Mă, nu mi-a venit să cred, nu se poate, man. Chiar se întâmplă chestia asta, chiar mă duc în Barcelona. Adică nu, încă nu credeam 100% că eram nesigur, că nu era nimic semnat, era doar un e-mail-uri, știi? Da, da. Până n-am avut chestia concretă, n-am crezut-o. Și zic la doamna ei, îi trimit mail-uri și zic, uitați, am creat conexiunea cu Espronceda, am trimis site-ul, le-am trimis discuția, bineînțeles, am dat forward la e-mail-uri, am arătat totul transparent. Mamă, m-a felicitat foarte mult, bravo, vede, foarte bună atitudine, așa ar trebui să fie student de AUAD, nu știu ce, așa m-a lăudat cumva, știi, și m-a și ajutat, că na, a fost un boost iară pentru mine să primești niște cuvinte bune din partea doamnei Ene, care e o persoană foarte dificilă, apropo, deci studenților li frică de ea pentru că e foarte dură, e foarte puternică, știi, o doamnă care nu discută prea mult, e dintr-o bucată, dar na, e o personalitate foarte interesantă care mie îmi drag și o apreciez. Cât timp e corectă și... Da, e superbă. O poți să ajute... Și ți-ar putea să vezi cum e, deci un personaj din ăla, de life, de scris o carte despre el. Și mama, deja am povestit multe, nici nu mai știu, am intrat mult. Nu, că e interesant, eu chiar sunt... Mi-ar plăcea, apropo, să-l sintetizez, poate, mamă, cu AI-urile și cu toate astea, să sintetizez toată povestea mea, că acum mă duc un pic fast forward, dar aș putea poate să-i povestesc cu unui AI să-mi scrie o carte despre chestia asta. Ok, am acceptat ăștia, schimbăm, facem actele, etc. În două săptămâni mai târziu se termină faculta și eu în zilele alea trebuia să-mi iau bilet, să mă duc în România. Eu în loc să-mi iau bilet, să mă duc în România, mi-am luat bilet direct în Barcelona. Nu m-am mai dus acasă. Pentru muncă 6 luni. Okay. Mamă, deci nu venea. Și stai că m-am dus cu busul. Eram ca un via cu busul, cu geamantane după mine. Aveam un troll cu roți și aveam un geamantan din ăla fără roți, care a fost mai ieftin. Știam, aoleo, mai eram ca un... Nu mutam viața, eram cu viața în bagaje, știi? Ce zic? Fii atent, am venit și eu odată, am ajuns în Barcelona, în Madrid, după un traseu pe care l-am făcut eu de backpacking. Și cea mai ieftină opțiune pe care am găsit-o să vin în România, din Madrid cu autobuzul până în România, am făcut 52 de ore, ceva de genul ăsta. Capul meu, extrem. Da, da, da. Mamă, am fost și o dată în Franța, așa, din România în Franța, așa, până în Paris și am crezut că, wow, era mai mic, aveam 14 ani, dar I know, știu ce zice, experiența asta de bus care depășește și 10 ore, e extremă. Da, da. E extremă. Cum, experiența din Barcelona, prima internship-ul? Și aici a fost, în următoarele două săptămâni, după toată faza asta cu se termina facultatea în Madrid, încercând eu să găsesc un institut găsit, făcut și tot așa. Două săptămâni mai târziu, era în Barcelona, la institut, la Espronceda. Într-un loc nou, totul nou, o experiență total nouă. Nu știam ce să fac, nu știam cum să mă comport. Eu lucram într-o galerie de artă, cumva eram asistentul project managerului. Okay. Ceea ce însemna, făceam, cumva participam la producerea evenimentelor, la cum se desfășura de la stabilirea, nu știu, unui eveniment într-o anumită perioadă, la când se desfășura instalarea proiectului,
cumva eu l-asistam pe mai mult stăteam, pe după ei nu făceam eu prea multe lucruri, doar că asta era și cumva scopul meu acolo, să învăț cum se face, știi? Da. Și observam cum se organizează o expoziție, de exemplu, știi? Ce înseamnă să organizezi o expoziție. Învățam logistica, operațiunile, na, practic. Printre care făceam, aveam și o implicare creativă la modul în care eu făceam flyerele pentru ei, pentru evenimente, deci graphic design-ul, și am făcut un catalog de vreo 300 de pagini. Primul lor catalog eu l-am făcut, încă e nesponsor, dar e de OG, e acolo, făcut de mine tot. Da. Ce conține catalogul? Catalog prezentat? Catalog cu artiști, toți artiștii, o listă de câte sute de artiști, cu expozițiile lor, info, bio, deci ca un fel de revistă despre artiști și evenimentele ce s-au întâmplat acolo. E și undeva online, pe site-ul Espronceda, probabil lui, espronceda.net e site-ul lor. Venirea mea în Barcelona, iar am trecut cumva în levelul 5, level 5 ziceam, pentru că, again, ceva nou, totul nou. Eu în Madrid învățasem foarte multe lucruri noi, dar deja aici mi se întâmplau alte lucruri noi, că eu intram cumva în inima artei, ca să zic așa, pentru că eu eram într-o galerie de artă și acolo se întâmplau constant, veneau artiști, oameni cu curatori, tot felul de oameni. Deci am întâlnit acolo sute de oameni din toată lumea și cumva oameni, artiști consacrați sau noi în piață, dar care cumva aveau deja o carieră, știi? Și am început să văd genul ăsta de structură, știi? Dincolo de universitate. Ce se întâmplă dincolo de universitate, știi? Da, a fost foarte interesant pentru mine că deja am dezvoltat limba engleză foarte bine, spaniola. Dezvoltasem mai abilități noi și era mâna dreaptă a project managerului, care am avut o relație foarte bună cu el și m-a ajutat asta și l-am ajutat și eu pe el foarte mult, că pe mine se putea baza cu orice, crede-mă, n-avea nicio emoție. Uneori mă lăsa acolo singur și mă ocupam eu de chestii. La un moment dat, după vreo 3 luni, de primele 3-4 luni, eu știam locul ăla ca pe casă. Dar o poveste foarte interesantă pe care n-am menționat-o e faptul că eu, ca să mă mut în Barcelona, trebuia să-mi găsesc o chirie, da? Aveam un buget limitat de 700 de euro. O chirie în Barcelona, o cameră, e cam 500 de euro o cameră. Eram, mamă, ce mă fac, frate, că n-am bani, eram, mamă, mă duc acolo să am ce, 200 de euro, că mai îmi rămâneau 200 de euro pe lună, știi, aveam 700 de euro bursa, mă gândeam, bă, 500 de euro pe o cameră cu 200 de euro pe lună, ce naiba fac, că nici eu în România nu trăiești. Adică, trăiești, dar mănânci salam sau crempru sau nu știu ce, pâine goală. Asta era cumva un stres pentru mine, începusem să prind o anxietate din asta, din cauza situației economice, dar îi trimit un mesaj la Holger, la fondatorul galeriei, întrebându-l dacă nu știe cumva vreo chirie. Asta înainte să ajung în Barcelona. Și am zis că nu, că nu știu ce, că să-mi caut, eu dau niște site-uri. Na, bine, mersi mult. Nu m-a ajutat deloc. Știi? Adică m-a ajutat, omul a fost bine intenționat, mi-a dat niște site-uri până la urmă. Dar să-mi trimită câteva zile mai târziu un mesaj în care îmi zice: a, avem o cameră liberă la galerie, că acolo era și un living space, o rezidență de artiști, că ei și primesc artiști din host, cumva acolo au 5-6 camere. Avem o cameră liberă și poți să locuiești acolo o lună, două până îți găsești, știi? Bun, brane, e perfect, o lună, două, mă descurc eu cumva, văd eu ce fac, poate găsesc o cameră mai ieftină, dacă și acolo e altceva. Pe net să găsești foarte greu, trebuie să te vadă omul. Da. Particip la un interviu, e un pic mai complicat decât în România chiriile, din ce am experimentat eu. Și îmi dă camera asta, adică îmi zice că îmi dă camera, mă duc acolo, ajung direct, cum am zis că am ajuns la galerie, direct m-am cazat acolo și cumva galeria era sub camera mea. Nu, în stânga camerei mele, că eram la parte prima dată. Deci peretele camerei mele despărțeau o galerie de vreo 300 de metri. Sper că ai stat locuit în galerie. Nu mi-a să cred, eu am studiat istoria artei la facultă și am studiat artiștii care aproape toți, sau majoritatea dintre ei, au trecut prin procesul ăsta. Prima dată au fost asistenții unor artiști, au lucrat într-un atelier, au stat foarte mult în zona a atelierului ca să învețe practicile lor, să deprindă multe abilități și mă simțeam ca în cărțile de istorie arte în care eu ajung, stau într-o galerie de artă, jur, a fost nebunie. Deci să stau într-o galerie de artă cu unul dintre artiștii
fondatori, că acolo erau patru fondatori, unul dintre artiștii fondatori locuia acolo și el și eu cumva stăteam cu el în apartament, într-o cameră. Era, bă, nu vinea să crede. Eram așa de, eram pios cumva, știi, era, bă, ce naiba, mă, eu mă rugam așa mult, tot timpul m-am rugat și am avut relația asta cu divinitatea și cu divinitatea la modul cum o văd eu, știi? O să te întreb ce te inspiră în arta ta, fiindcă ai anumite... M-am, tot timpul m-am rugat de, să mi se întâmple lucruri bune, că dacă, sau să mi se ofere oportunități, că le fac eu să fie bine. Și da, când vedeam că mi se leagă așa cumva ca un combo, lucruri din punctul meu de vedere bune, care mă ajutau în viață să mă dezvolt și personal și profesional, eram, bă, dar aveam sindromul, nu sindromul impostorului, dar așa un fel de, eram pios, știi, eram, bă, man, locuiesc aici, mamă, îmi dau oamenii ăștia și nici nu mi-au chirie, nu plăteam nimic, eram, bă, ce naiba se întâmplă, eram prea de tot, știi? Să știi că sunt niște povești din astea interesante și în zona asta sportului, unde sunt eu mai apropiat, cu sportivi mari care la început au dormeau în sală, știi, acolo le-au oferit. Cred, știu, îți povești interesante de genul ăsta o grămadă și cumva ceva deosebit în ele, că se leagă, e un combo așa care... Anyway... Sunt curios dacă ai stat mai mult de două luni acolo, adică ți-a permis să stai... Stai să vezi, deci după eu după prima lună am devenit... Eram deja familia lor, ei erau familia mea, eu eram familia lor, eu eram cumva un om de bază, ei se bazau pe mine pentru că am fost foarte dedicat. Am genul ăsta de atitudine, dacă mă implic în ceva sau dacă e ceva sau ce în jurul meu, eu mă implic în ce în jurul meu, știi, cumva. Și nu numai, și ce depășește, în fine, știu ce vreau să zic. Și m-am implicat foarte mult și oamenii au prins foarte mare încredere în mine și efectiv mi-au zis după primele două săptămâni, nici nu am apucat să treacă o lună, că cred că o să, adică o să stai aici pentru toată perioada. Să nu te uiți, să nu-ți mai cauți chirie, pentru că poți sta aici lejer, nu e nicio problemă, nu trebuie să plătești chirie, să nu-ți faci griji, să nu simți vreo responsabilitate de asta financiară ca să o față de noi sau etc. Pentru că na, mi-au dat niște argumente, nu vreau să mă laud eu acum, dar în fine. Și a fost iară o mână angelică și cumva nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Primise un boost foarte mare pentru că mi s-a oferit oportunitatea aia și m-am implicat mult și m-am creat acolo, pentru mine locul ăla a devenit casă. Deci acum, eu când mă duc acolo, pentru că acum nu mai sunt acolo, am lucrat cu ei și ulterior, dar pentru mine ăla e casă și ei cumva Holger, unul dintre frații ăștia doi care sunt fondatori și persoana cu care am intrat prima dată în contact, pentru mine eu, nu știu, un stâlp la baza carierei mele artistice, sau să numesc, nu știu, o cărămidă la baza, sau nu e o cărămidă, că sunt mai multe, da, pe care, nu știu, o apreciez imens pentru modul în care s-o comportat cu mine și modul în care m-a ajutat, știi? Adică el mi-a oferit toate chestiile astea. Ei sunt artiști sau antreprenori? Oamenii, Henrik și Holger, sunt implicați în artă, din au galeria asta de artă, care e o investiție privată, nu ține de stat sau ceva, e un institut privat, dar ei sunt implicați în afaceri de la gaming, real estate, industria farmaceutică sau alte chestii din, nu știu, domeniul motocycling. Arta e o pasiune, adică și în galerie. Investesc foarte mult în artiști, emerging artists, artiști începători sau nu neapărat asta, dar investesc foarte mult în artă și în educație. Gen, vezi niște persoane deosebite. Și ei mi-au oferit acolo multă încredere. Și nu mai știu de unde am ajuns la asta, dar... Ce a urmat? Ai încheiat cele 6 luni acolo? Am încheiat cele 6 luni, ghiși ce, again, nu puteam să plec acasă, era pe sufletul meu, era casa mea, jur, ei erau erau cumva familia mea și eram apropiat de ei și nu numai de Eric sau Holger, de pe cine am cunoscut acolo și o persoană foarte apropiată pe care n-am menționat-o încă, Elia Sabato, un artist italian, un sculptor, destul de șmecher aici pe piața din Barcelona. El, unul dintre fondatorii galeriei cu care am și locuit acolo și care m-a învățat o grămadă de lucruri. Adică am făcut cu el, eu n-am făcut masterul, asta mi s-a întâmplat în timpul licenței, dar eu am făcut masterul, crede-mă, și doctoratul cu el. Știi ce zic? M-a învățat foarte mult. Purtați discuții? Adică... Da, discuții superbe. Eu aveam 22 de ani, 22-23, atunci
da, în perioada între 22 și 23, eu eram cu el, un om la 45 de ani, cu o minte foarte limpede, adică limpede oricum la 45 de ani încă ai mintea limpede, dar la modul foarte deschis, știa cunoștințe din toate domeniile, purtam discuții filozofice cu el sau chestii de astea de viață, mă învăța lucruri, îmi dădea tips and tricks pentru viață cumva sau pentru cum să abordez situația, mă învăța foarte multe lucruri de la el, știi, eram, mamă, man, ce om, pe care l-am respectat foarte mult și încă îl respect, adică, again, e o persoană importantă în parcursul vieții mele. Și deși acum, în ultima perioadă, nu mai, n-am mai vorbit de mult, deși el încă e în Barcelona. Anyway, asta e altă poveste. Ok, se termină parcursul ăsta 6 luni, de-abia puteam să plec acasă, mi-era foarte greu să părăsesc locul ăla. Dar n-aveam ce face, trebuia să mă întorc să-mi termin al treilea an de facultă. Pentru că eram astăzi tot ce am povestit acum, se întâmpla în anul 2 de facultă. Deci eu în anul 1 am fost în căminul Erasmus, mi-am făcut anul acolo. Și în anul 2 am plecat, 6 luni Madrid, sau 5 sau 6 luni Madrid, 5-6 luni Barcelona. Deja ai trăit cât trăiesc alții. Mamă, fost hardcore. Deci anul 2 pentru mine eram, na, și m-am întors, plus că facultatea mi-a acceptat cumva feedback-ul Institutului Espronceda. Mi l-a acceptat ca note, mi-a dat note în facultate, da? Ca să trec anul. Asta e curios. Da, ei mi-a dat un feedback ca un fel de scrisoare. A fost o scrisoare bună. Dar practic tu după un an de zile, tu ai trăit niște chestii într-un an de zile, te-ai întors alt om. Mie mi s-a schimbat. Deci mie anul ăla mi-a schimbat viața și viziunea asupra vieții. Nu neapărat că mi-a schimbat-o, dar mi-a deschis perspectiva de la probabil, să zicem așa, să dăm un exemplu, 90 de grade, cât vedeam eu, mi s-a deschis la vreo 180, mi s-a dublat cumva, știi, și vedeam tot, vedeam și laturi, poate și mai mult de 180, sincer. Vedeam un pic și în spate. Știi ce zic? Deci mi-a dat un boost mare toată experiența asta. Și ca să cumulez tot, ca să sintetizez boost-ul, din punct de vedere personal, genul, știam cum trebuie să abordez eu viața și oamenii. Deci, adică nu știam eu așa la modul esențial, dar deja aveam o idee despre cum ar trebui eu să mă comport în viață ca să am parte de feedback bun și eu să mă simt bine și oamenii să se simtă bine, învățat tot în tot parcursul ăsta de un an de zile. Și după aia profesional, dându-mi seama de foarte multe lucruri, cum să abordez, nu știu, un client, că nu l-o să numesc client, dar un colecționar. Că vedeam la arți artiști cum vorbesc cu colecționarii când veneau la expoziții, știi? Gen, cam nu am, nu știu, termen de specialitate să-i numesc din domeniul ăsta artei sau tot felul de referințe, na, lucruri importante pentru dezvoltarea unei cariere artistice. Și le-am învățat, le-am acumulat toate în mine, în capul meu și în sufletul meu, s-au intrat foarte multe lucruri. Plec acasă după un an, mă întorc la Cluj. Cu bucurie mare. L-am acceptat. Oricum, asta e cel mai ușor lucru, să treci peste orice obstacol și orice greutate pe care o simți. Îi momentul în care accepți. Și dacă poate n-ai acceptat complet, că tranziția nu se face așa, dar să zici tu ție, bă, asta e. Asta se întâmplă acum, n-am ce să fac, nu pot să controlez. Treci peste și e mai ușor. Cam în orice situație funcționează. Mie funcționează asta. Mai greu uneori, mai ușor alteori, dar funcționează. Și am zis, bă, asta e, mă întorc la Cluj, oricum e bine pentru că mă duc și o să șeruiesc experiența mea cu prieteni, cu familie. Mi era și mie dor de prieteni, de mama, tata, sora mea. Îți dai seama, am avut și eu un dor în suflet, nu eram a nimănui, știi? Și am întors la Cluj, anul 3 de facultă, super entuziasmat, eram bustuit maxim, colegii mei de la facultate erau curioși de ce am experimentat, le-am povestit la toți și la profesori, unui profesor cu care am creat o legătură foarte apropiată, Alex Rădulescu, unul de la atelier, care a fost ca un mentor pentru mine și îi încă, un mentor și pe partea profesională și pe partea personală, o persoană foarte, foarte tare. I-am povestit și lui, mi-a dat sfaturi pentru mai departe, pentru ce să sintetizez, m-a ajutat foarte mult și am trecut anul 3, ca un an 3 de facultate, cu tot felul, și venea licența la final de an. Mi-am făcut licența în grafică, dacă îți vine să crezi, eu am făcut foto-video, dar în tot parcursul ăsta meu de un an de zile, eu m-am axat pe alte lucruri. Foarte multă grafică digitală, dar și tradițională.
Și cumva le-am zis, iară chestia asta de încercat, am zis, băi, eu mă duc la ăștia de la mine, la șeful de secție de la foto și zic că eu vreau neapărat să continui pe grafic, vreau să fac chestii grafice, nu foto, video, nu vreau să mă acces pe asta. Și să mă lase să-mi fac licența pe grafică. Și am făcut colecția, am făcut o colecție de cărți, cum am numit-o? Mamă, nu-mi amintesc cum am numit colecția de cărți de la licență, am un lapsus acum. În fine, am făcut o colecție de cărți ilustrate, fără text, doar ilustrații, care pot fi găsite și pe Instagram-ul meu și pe portofoliul meu. Tematica asta de divin, ceresc, spațiu. Da, chestiile pe care le știu, pe background negru, cu auriu, în care foloseam substanțe chimice. Acolo în Barcelona mi-am dezvoltat și chestia asta de experiment chimic, lucram foarte mult cu chimicale, cu sodiu, cu tot felul de substanțe care corodau metalul, care corodau materialul pe care lucram, fiind inspirat de Elia, care lucra cu o tehnică similară pe oțel. Îmi place mult goldul ăla pe care l-a dus tu în lucrările tale. Da, aia a fost lucrarea mea de licență și cumva profesorii au făcut un consiliu cu mine acolo, m-au pus să argumentez de ce vreau eu să vreau să fac asta și să nu fac foto-video, le-am argumentat, le-am zis de ce, că asta vreau eu să fac, că eu sunt de părere că în parcursul ăsta universitar noi trebuie să ne găsim o direcție, cu toate că eu sunt la secția foto-video, noi am făcut ateliere din tot spectrul, de la sculptură, pictură, grafică, chestii pe calculator, la foto-video, care era main, știi? Și am zis, eu cred că dacă tot avem chestiile astea, de aia le avem, nu? Ca să ne găsim o direcție, deși la secția asta. În rest, colegii mei au făcut toți foto, doar pentru că au fost la secția foto-video, știi? Adică proiectul lor de licență a fost legat de fotografie. Le-am argumentat și m-au acceptat. M-au acceptat să fac un proiect de grafică. Am implicat un pic și fotografia, ce-i drept, că mi-au zis, bă, trebuie să folosești un pic, că nu putem așa, că nu avem cum justificăm în fața celorlalte secții sau altor persoane din universitate. Bun, o introduc eu cumva. Povestea asta cu licența, și eu am avut norocul să dau de un profesor, decanul facultății unde eram, și eu mi-am făcut lucrarea de licență pe un proiect antreprenorial pe care eu îl aveam în plan la momentul respectiv, pe sportier, dar cumva, deși eram la agronomie, economie și agricultură, m-a lăsat să-mi fac proiectul în felul ăsta, dar materia era de project management, ceva de genul ăsta. Și cumva am făcut use case-ul pe ce aveam în minte și am reușit să o integrez în cerințele materiei, dar profesorul a fost deschis, adică m-a lăsat scrie. Păi n-ai așa când lumea te lasă să faci ce vrei, știi? Important. Dar lucrarea mea de licență e o poveste, e mai mult. Începusem deja să lucrez la o poveste pentru un e-book cu o amică, am îmbinat niște părți de acolo, dar e o poveste lucrarea mea de licență, adică deși am fost la o facultate de inginerie. Deci ai experimentat și tu ceva de genul. Da. De punctul ăsta de vedere. E mișto, deci îmi poți să înțelegi cum e să... Și a fost, e o oportunitate, nu? Ca să faci cumva, probabil, ce-ți place ție mai degrabă, ceva ce ești direcționat de context, știi? Da, ia, asta a fost o chestie mișto pentru mine. Ai zis că ai fost plecat de 3 ori, am mai urmat așa a 3-a oară? Termin anul 3 de facultă. Elia, tipul de care ziceam, unul dintre fondatorii galeriei, etc., între timp s-au desprins de Espronceda, iar era unul dintre directorii Espronceda, s-au desprins de Espronceda și și-au creat un studio nou, Parc Urban Studio, unde era studioul lui personal și o mini-galerie personală unde mai plănuia să facă și alte evenimente. Termin anul 3, eu până am terminat anul 3 eram în contact cu el, bineînțeles, vorbeam regulat, ne sunam, am păstrat o legătură mișto. Omul mă aștepta acolo să fiu asistentul lui. Gen, el mi-a oferit între timp, bă, uite, tu după ce termini faculta, dacă vrei, vin apoi în Barcelona, lucrezi ca asistent pentru mine, eu îți ofer cazare, banii ăștia, plus acces la studio și la materiale nelimitat, în caz să lucrez eu la proiectele mele. Și în schimbul ăsta să fii asistentul meu, să lucrăm la ce știam eu că lucrează el, niște chestii foarte mișto, niște un fel de holograme, gen, imaginează-ți o placă de oțel
care are, de exemplu, o pasăre care e împărțită în 7 layere, cum dă din aripi, știi? Deci sunt 7 layere cu o pasăre ce dă din aripi. Știi cum e un layer, da, nu? Și e fizic, nu e hologramă, da, 3D. Înțeleg. Și da, practic... Deci e layer 1, e aici layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, da? El ce făcea? El pe bucată de oțel punea layerul 1 cu pasărea ce dădea din aripi, zgâria la un unghi, nu știu, la 25 de grade, zgâria layerul 1. Lua jos stencilul, era ca un fel de stencil. Lua stencilul jos, punea stencilul 2, layerul 2, zgâria la un alt unghi. Layer 3 la alt unghi, alt unghi, alt unghi. Și practic crea o iluzie optică în momentul în care tu te mișcai în fața acelei plăci de oțel, tu vedeai pasărea cum dă din aripi din cauza luminii care bătea pe suprafață. Am mai văzut genul ăsta de artă, dar... Foarte interesant. Și omul făcea chestii mari, chestii de oțel la 5 metri, pe nu știu cât, tot felul de chestii abstracte sau mișcări mai complexe, făcut nu știu, ceva călăreț care sare cu calul, chestii complexe și arăta foarte interesant pentru că el le numea holograme, nu, holograme, ceva legat de holograme, nu specific holograme, pentru că arătau, ele erau prezentate într-o atmosferă obscură, numai cu o lampă pe ele, jur, arăta așa cumva tridimensional și era, mamă, o experiență vizuală superbă. Da, și eu îl ajutam să producă chestiile astea acolo în studio. Pe lângă alte chestii, că am construit o parte din studio împreună, etc. Asta a fost a doua oră când m-am dus în Barcelona. Asta era în 2019, cred că da. 2018 am terminat facultate, în 2019 m-am întors în Barcelona. Am lucrat acolo cu el pentru aproape, nu, cred că un an a fost. An în care mi-a fost foarte greu. Aici am deja dat de greu cumva. Nu a mai fost totul roz și frumos. Pentru că era roz și frumos, că again, aveam un loc în care să locuiesc fără să plătesc chirie, aveam și niște bani destui de puțin de la el cumva salar, pentru că el mi-a oferit și chiria, da, care era cam 500 de euro o cameră. Și acolo deja am experimentat un pic greu, pentru că na, eu îmi dezvoltasem multe abilități artistice, deja aveam un portofoliu, îmi dezvoltasem practica asta mea cu desenul pe hârtie neagră sau pe pânză neagră. Aveam deja o colecție de sute de lucrări făcută. Dar nu mai aveam timp foarte mult să lucrez pentru chestiile mele, pentru că lucram pentru el foarte mult. Și el avea un program destul de haotic. Pregăteam, plănuiam ceva, nu respectam. Ok, se întâmpla o dată, de două ori, se schimbau lucrurile, era destul de greu, aveam destul de puțin timp pentru mine. Și eu mereu mi-am dorit să am timp pentru mine, să investesc în pasiunile mele, știi? Ceea ce până atunci nu mai experimentasem la modul ăsta. Și după un an de zile, după, nu chiar un an, după să zic 9 luni de zile, nu, simțeam că nu mai pot să lucrez cu el, știi? Era foarte greu, pentru că avea și un program haosat. Omul era super, dar era un artist din ăsta, naie, știi? Și mi-am dat seama că să fie asistentul cuiva, mai ales a unui artist, e foarte dificil. Deci trebuie să fie o persoană, eu oricum sunt maleabil și sunt ca o apă, mă transform, dar mi-a fost foarte greu să mă adaptez la modul ăla și să continui prea mult, știi? Și după vreo 9 luni de zile am zis că nu mai pot și aș vrea poate să încheiem colaborarea noastră. Și na, omul a început, a fost un pic afectat de decizia mea, că i-am devenit drag. Eu eram asistentul lui, fratele lui, cum ar veni. Da. Poate nu fiul lui, deși aș putea să fiu fiul lui, pentru că avea aproape dublu vârsta mea. Nu, s-au prins drag de mine, pentru că se putea baza pe mine pe orice, știi? Eu eram mâna lui dreaptă, efectiv mâna lui dreaptă. Da. Și au fost cumva afectat de chestia asta că vreau să plec. I-am argumentat de ce, până la urmă înțeles, bineînțeles m-au susținut și au plăcut genul ăsta meu de atitudine, că i-am zis, știi, așa, cum văd eu viața asta și ce vreau să fac, știi? Așa, vizionar și cumva naiv în dorință, știi, că vreau să urmezi cariera mea artistică, că etc., etc., și au respectat chestia asta și na, urma să încheiem colaborarea în următoarele luni, în care o să-mi găsesc cumva un job part-time și să am mai mult timp pentru mine și na, să schimb niște... Eram un pic în ceață cu toată viața mea acolo. E lungă povestea. Și în toată perioada asta de tranziție în care eu ieșeam din jobul cu el, de artist assistant,
încercam să-mi găsesc ceva de lucru, să rămân în Barcelona, să nu trebuiască să plec, îți dai seama, vreau să rămân aici. Și nu am găsit nimic. Am încercat și la Espronceda, la galeria cu care lucram înainte, unde a fost și el, de unde l-am cunoscut și pe el și tot, știi, să mă angajez acolo cumva, part-time, să lucrez cu ei și nu. Sau chiar full-time, să lucrez cu ei full-time, pentru că acolo știam că e un pic altfel formatul și deși full-time am timpul meu, că înțelegeam cum e structura de acolo. Dar nu mă puteau angaja, pentru că ei aveau acolo 3 sau 4 internship în perioada aia care erau cumva pe gratis, plus ceva angajați și nu mai aveau nevoie și de mine, știi? Și nu, am încercat tot posibilul, n-am putut. Le-am zis de ăștia de la Fonseca, dacă vreodată aveți nevoie de mine, știți unde mă găsiți, aveți contactul meu, eu sunt aici mereu. Eu țineam legătura cu oamenii de acolo. Și ce să fac? Trec și lunile alea în care eu cumva eram în tranziție, vine momentul în care să renunț, că chiar nu mai puteam, psihic eram terminat. Decizia fatală, adică fatală, decizia cea mai grea, să mă întorc în România. Mm-hmm. Am decis-o. Până la urmă, toate punctele, toate astea mă împingeau înspre a mă duce în România, că nu mă puteam... nu vreau să mă angajez la Glovo sau ceva. Eu vreau să fiu tot în domeniul creativ, știi? Tot timpul am uitat asta. N-am vrut niciodată să mă las, pentru că știam în sinea mea că dacă eu mă angajez într-un loc care nu are nimic de a face cu spectrul ăsta creativ, o să mă îndepărtez de lumea asta, ceea ce eu nu fac cu adevărat și nu o să fiu fericit dacă mă duc într-un alt loc. Și eu am vrut să rămân împăcat cu mine că, bă, am încercat măcar să rămân în domeniul ăsta, cumva să reușesc. No, aveam și cumva deja am început să primesc și piedici, să cred, să am îndoieli, știi? Să mă gândesc, bă, mamă, o fi de mine chestia asta, uite că s-a artist assistant și parcă nu-mi place, știi, parcă nu vreau să fiu asta, dar trebuie să trec prin procesul ăsta, mamă, primeam așa un fel de anxietate și nu, s-au adunat multe în mine atunci, tot felul de gânduri și de introspecții din astea, deep, overthinking o grămadă. Știu. Care uneori crede mă că ajută, este chestia asta de overthinking, că nu, dar să jur, overthinking dar niște trigăre uneori foarte bune. Aș putea să punctez asta. Duce spre alte etape, adică da. E că nu mai ești, nu mai progresezi sau nu mai e locul tău undeva și da, asta, foarte procesul bine. De a trece mai departe. Foarte bine punctat, simteam că nu mai e locul meu acolo. Deși simteam că Barcelona e locul unde vreau să fiu, simteam că nu mai e locul meu să lucrez acolo și nu-mi găseam loc. A fost foarte greu. Și după al doilea an în Barcelona, chiar un an aproape, cred că chiar 12 luni am stat legate, am decis să mă întorc în Cluj, adică în Bistrița inițial și după aia în Cluj. Și mă întorc, n-am avut ce să fac, mă întorc în Cluj. Mamă, moralul meu era la pământ, eram, bă, terminase și faculta, nu mai aveam nici burse de la Erasmus, nu mai aveam nimic, nu mai aveam nici bani. Eu între timp mai vânduse niște tablouri, apropo, asta mi s-a întâmplat în perioada cu Elia, când am vorbit despre partea asta artistică. Eu cu ele am învățat foarte multe chestii de partea asta de, nu selling, dar cum să mă prezint oamenilor, știi? Cum să abordez eu un om ca să arăt ce fac eu, să prind încredere, să arăt că ce fac eu e ceva valoros, care probabil poate fi o achiziție pentru cineva, știi? Și am făcut asta în perioada cât am stat cu ele, am vândut niște tablouri care pentru mine au fost, am vândut la un moment dat un tablou cu 300 de euro. Nu îmi venea să cred, de când am zis la maică mea că mi-a dat cineva 300 de euro pe un tablou, care în România era atunci 12 milioane sau ceva, 15 milioane. Bă, nu îi venea să creadă la maică mea, mamă, nici mie nu venea să 300 de euro, era, mamă, imens, o sumă imensă pentru mine, nu venea să cred efectiv. Deși înainte mai vândusem 50 de euro, 100 de euro, nu știu, asta a fost cea mai mare vânzare a mea până în punctul ăla, că după aia am avut altele, o să zic și de aia. Vândusem niște chestii, niște tablouri, aveam așa, nu neapărat că aveam economii, dar aveam un precedent, știi? Ziceam, bă, se poate să continui asta și din România. Ceea ce am și încercat să fac, eu întorcându-mă în România, moralul la pământ, aveam un mic background în spate și știam, bă, nu-s fraier, cum ți-am zis eu, că am realizat că, bă, eu chiar pot să fac chestii, în urmă cu ceva ani și deși aveam moralul la pământ, am zis, bă, eu ceva fac și de aici din România fac ceva. Și am început să vând și în România tablouri, la comandă, cumva, mă prezentam și ziceam, sau pe Instagram, sau unde puteam, pe Facebook, scriam, mamă, fac asta și asta, disponibil pentru vânzare, dacă vrei să cumperi, contactează, nu știu ce.
Și am avut niște vânzări care, de bine, de rău, m-au ajutat să trec de la lună la lună și nu venea să cred că începe să producă ceea ce fac eu, să producă ceva material care să mă susțină, deci ceva sustenabil. Am realizat că ce fac eu... Satisfacție mare, da, da. Exact, a fost un pas mare, deși eu îl credeam, bă, eram la pământ, eram terminat, eram, bă, eu nu o să fiu artist niciodată, eram, mamă. Bine, gânduri, overthink. Și început să se creeze pattern-ul ăsta de să vând tablouri, mai făceam haine customizate, le mai vindeam la prieteni. Primii care m-au ajutat au fost, într-adevăr, prietenii mei cei mai apropiați, frații și surorile mele, de la alte mame și tați, care cumva m-au ajutat foarte mult. Și e adevărată chestia aia că cei mai apropiați sunt primii care te ajută. Și unii m-au ajutat că le-au plăcut ce fac, alții m-au ajutat din inițiativa asta de a mă ajuta, că eu sunt artist și tot timpul încercam să mă dezvolt și așa. Și m-au ajutat să trec luni, câteva luni, până aproape se împlinise un an de România, când eram la Cluj, la profesorul meu, fostul meu profesor, Alex Rădulescu, acasă, eram cu el, aveam o mamă cu el, când mă duceam la el acasă, aveam niște povești foarte frumoase, omul era și credincios, pe latura asta așa credincios. Foarte fain. Omul, eram acolo cu copiii lui, ne jucam, povesteam, foarte fain. Îmi sună telefonul, eram la el acasă în Cluj. El îmi cumpărase un tablou, în ziua aia am văzut un tablou profesorului meu Rădulescu. Și îmi sună telefonul și văd Holger, tipul de la Espronceda. Mamă, eram, bă, m-am luat emoții, transpirat, mă, cine am, mă sună Holger, random, foarte random. Mă sună și ce faci, Ovidiu, cum ești? A, bine, sunt vizită la un profesor de-al meu, tau, bine, cum mai ești? Na, o discuție de asta așa, de... De ketchup, da. Da? Și că uite, am o propunere pentru tine. Noi, începând de anul ăsta, facem niște achiziții pe direcția de tech. O să cumpărăm niște calculatoare, o să cumpărăm niște headset-uri VR, o să cumpărăm niște senzori, lidar, nu știu ce, pentru scanat. O să cumpărăm echipament în zona tech cu target de creație artistică. Eu nu am menționat chestia asta, am fost mereu bun la calculatoare și acolo. Am rezolvat foarte multe chestii pe calculator, nu adau, instalam, proiectoare, chei, numerea ceva, veneam, eu făceam. O să te întreb, noi încă n-am ajuns la... facem... introducerea și care e super, adică eu stau, sunt în poveste, eu nu-mi dădeam seama, la un moment dat mă gândeam, stai puțin, ne purtăm o discuție acum, să mă uit la un video, știi, că te ascultam atât de prins de ce-mi povestea, eram într-o poveste, știi, dar încă noi n-am zis lucrurile de esență, dar asta e parcursul. Asta e parcursul, aici de care... Dar nu, spune în continuare, chiar sunt curios. Am povestit până acum, aici se clădește, aici se clădea și încă se clădea. Adică s-a clădit baza aia. Baza aia pe care eu cumva, să zic, pot să stau acum destul de știi? Dar ajung și la partea aia. Vreau să menționez asta și în Espronceda și cu Elia și pe unde am mai fost eu și pe la Complutense, acolo am început să-mi dezvolt latura asta, să fac chestii pe calculator, foarte multe chestii pe calculator și pe partea de software, dar și hardware, instalare, chestii una, două. În Espronceda, când era vreo instalație de proiecții, nu știu ce, dacă erau 2-3 oameni acolo și vedeam că de-abia se mișcă și în 3 ore făceau ceva, mergeam eu singur și într-o oră era gata. Am avut mereu abilitatea asta să mă mișc fast și eficient, care m-a ajutat și am observat-o de mult și m-a ajutat asta mult și a observat-o și alți oameni. Aici vine telefonul Holger care îmi zice, ok, uite, știm și de la feedback-ul project managerului și de la alte persoane care au lucrat cu tine că ești o persoană care ar fi probabil potrivită să fie in charge of this, în modul să mă ocup de, în Espronceda, dar doar de partea asta de tech. Când e un eveniment de tech, adică care implică tehnologie, să fiu eu cumva omul care se ocupă de producția lui. Cumva ei mi-au oferit un post de production manager pentru partea asta, latura asta lor de tehnologie, inovație, artă prin tehnologie. El oricum, Holger îmi urmărise, am păstrat contactul, că el îmi urmărise parcursul artistic, mereu, știi, pe Instagram și așa ceva, el a fost mereu în contact cu ce am făcut eu și probabil, I don't know, s-o gândit la mine urmărindu-mă constant, nu știu cum de s-o gândit la mine, după un an de zile, că eu nu mai am zis lui chestia aia, clișeu, dacă o să ai nevoie de mine, sună-mă, știi? Care e un clișeu, nu cine... Dar și eu, adică știu cum funcționează lucrurile astea, adică sunt câțiva oameni super buni pe care
îți rămâne în minte orice ar fi și dacă apare o anumită oportunitate, iai ca prim lead sau prim oameni spre care mergi și să încerci să colaborezi cu ei și probabil, na, cam asta e. Da, i-am rămas cumva în minte. Mă sună, îmi zice chestia asta, mă, nu știam ce să-i zic, eram emoționat, eu eram transpirat, știi cum eram? Fai de capul meu, nu știam ce să zic, eram blocat pentru că eu eram bine, eram pe o linie de plutire cumva, știi? Dar simțeam că nu am ceva așa strong, ceva exciting, știi? Și cumva mi-a dat-o așa ca o veste din asta, eram, bă, man, ce naiba, wow, asta e ceva, iar gen cu propunere. Propunerea lui a fost asta, să vin Barcelona, în Espronceda, dar știi care e schema aici, să locuiești aici, și să fii în charge of this, în schimb, noi îți plătim cazare, un mic fee, pentru că ce vreau să-ți propun ție, ei începuseră recent să aibă un program de Erasmus Antreprenor, care e o chestie nu foarte cunoscută și pe care o recomand la oricui, pentru că poți să faci Erasmus Antreprenor și dacă nu ești student. O să mă uit și eu, nu știu dacă e limită de vârstă, dar n-am auzit până acum. 36 de ani, cred. Poate o să-și cer un link, poate punem un link în video. Foarte interesant, pentru că practic tu te duci, gen el mi-a zis, atunci am aflat și eu prima dată, uite, vreau să-ți propun chestia asta pentru că noi începem ca instituție, avem activitate în Erasmus Antreprenor și tu poți să aplici cu un proiect pe care tu vrei să-l dezvolți ca un fel de business. Deci eu trebuia să fac un plan de business pentru un proiect cu care să aplic la Erasmus Antreprenor. Și la Erasmus Antreprenor să mă duc într-o companie oriunde ca să învăț efectiv cum să fiu un antreprenor, ca să fiu mâna dreapta CEO-ului de acolo și să mă învețe business în domeniul respectiv, știi? Eu cumva, noi cumva, nu am neapărat ca înfentat Erasmus Antreprenor, că eu nu m-am dus acolo să învăț neapărat business, că eu nu vreau să fac business din artă. Eu vreau... În proiectul meu și care e un țel de-a meu, eu am făcut un centru de artă în România, similar cu cum e Espronceda, care cumva mai îi îndrepta foarte mult în domeniul educațional, mai mult ajut decât e business, știi? Mai mult... Ca un ONG. Da. Și eu cumva asta a fost proiectul meu, adică asta e cumva o scurteză toată povestea, că acolo în colo le-am zis de aia, dar și eu cum fac? El mi-a explicat ce înseamnă Erasmus Antreprenor. Am zis, nu, eu cum fac asta, că eu nu sunt antreprenor, eu sunt artist, știi? Dar au zis, nu, tu poți să fii. Și acum, mulți ani mai târziu, eu mă consider antreprenor artist, dar o să ajung și la asta. Așa e, da. Na, am făcut chestia asta cu el. Nu mi-a venit să cred. Call-ul a fost asta. După aia am mai avut noi un call ulterior în care mă explicam eu detaliat, dar m-am dus prin Erasmus Antreprenor, m-am întors în Espronceda. Unul ca să-i ajut pe ei pe partea de tech, ca să-i ajut pe ei să-și dea curs noi abordări de Erasmus Antreprenor, încercau să fie activ și în zona aia. Plus îmi dădeau și ei un mic fee, un fee decent, plus cazare acolo, ceea ce pentru mine era just good, eram back. Știi ce zic? Eram... Da. Ghiși ce? O lună mai târziu, eram în Barcelona. Era efect, sau da, cred că o lună mai târziu, ceva de genul ăsta. Totul a fost fast forward. M-au ajutat cu acte, cu tot. Am făcut, m-am dus în Barcelona. Asta a fost, nu, m-a sunat în decembrie, m-a sunat. 2020, da? 2019, decembrie 2019. Mă sună, eu venisem acasă. Da, în 2019. Nu mai știam ce an am zis că am fost cu Elia, dar asta sigur în 2019, pentru că am prins în Barcelona începutul pandemiei. Dar în 2019 m-a sunat, în decembrie 2019, ca să-mi zic, a fost primul call, să-mi zică chestia asta. În ianuarie 2020 am avut call-urile de stabilirea unor chestii, să-mi explice și mie mai exact ce trebuie să fac, să aplicăm un agreement mai clar. După aia, până pe la mijloc, cam o lună au durat de fapt, să fac toate actele și să primesc tot ce trebuie, bursa și etc. Pe la mijlocul februarie s-au încheiat toate actele și la sfârșit de februarie sau la început de martie, nu a fost chiar o lună mai târziu, cam o lună și ceva mai târziu după toate chestia asta, am plecat în Barcelona și am ajuns acolo pe 12 martie,
nu uita asta, veci, asta e o chestie, data asta de 12 martie, pentru că pe 13 s-a închis aeroportul. După zborul meu din Cluj, în Barcelona, s-a închis aeroportul din Barcelona și a fost închis pentru următoarele 3 luni. Nu s-a mai zburat deloc, că a venit pandemia. Am prins începutul pandemiei. Și de-aia a fost, mama, am intrat cap într-o gaură de ac. Da. Mama, și am ajuns acolo, începuseră o activitate puternică cu pe partea asta de tech, început să aibă evenimente, VR, mixed reality, toți termenii ăștia noi. A, ghiși ce? Mă întreabă, dar tu pe VR ești familiarizat? Ești? Ghiși ce? Am zis eu, da. Știu tehnica. Următoarele 2 săptămâni, eu pe YouTube și pe Google, tocând toată informația la mine în cap, știi, și învățând tot ce înseamnă partea asta de VR, ce presupune, etc. Și am învățat de pe YouTube, care e un tool foarte bun, toate astea. Mă duc în Barcelona, acolo deja a venit pandemia, a fost cumva ciudat toată chestia, că am rămas singur în galeria aia care avea 500 de metri pătrați într-un apartament, singur. Bine, apartament, după aia era galeria cu studio, tot era acolo în complex, eu locuiam acolo singur, știi? Mai erau încă doi artiști peste drum care au fost prinși acolo, unul din Iran și unul din Brazilia, au fost prinși acolo de pandemie și nu s-au putut întoarce. Și a fost cu două fețe medalia pandemiei pentru mine, pentru că pe de o parte a fost destul de nașa, că eu mersesem cu entuziasm să începem activitate, să nu știu ce să fac, să bla bla bla. Și nu s-a mai întâmplat chestia aia. Dar pe de altă parte, în toată perioada în care eu am locuit la galerie, eu mi-am dezvoltat atât de multe lucruri și atât de multe proiecte, am dat startul și am încercat o grămadă de lucruri noi, pentru că am avut timp, efectiv. Eu eram acolo, nu mai puteam să, adică puteam să plec, dar ei m-au ținut acolo în continuare. Erasmus Antreprenor încă se desfășura. Da. Aici a început mai aprofundat să intri în zona asta de digital, da? Exact. Deci aici a început cumva, deja se făcea treaba serioasă. Deci aici e level 6-7, nici nu mai știu, n-am mai zis de level-e, dar aici deja intram într-un alt level. Că aici am început să aprofundez toată partea asta de digital art. Pentru că pusese mâna pe calculatoare șmechele care îmi permiteau să rulez softul de randare 3D, chestii în VR, primele mele experiențe în VR, primele softuri în VR. Am stat o lună în casă, chiar am avut o expoziție weekendul trecut, despre care și știi, la Bridge 48, aici în Barcelona, un studio de muzică destul de cunoscut în industria muzicală internațională. Am avut o instalație artistică acolo cu niște proiecții și cu o experiență VR, experiență pe care am creat-o atunci, în martie-aprilie 2020. În primele mele încercări VR. I-a ajuns să o expui acum. Am fost expus de 5 ori până acum, asta e a 5-a oră. Okay. Da. Acolo am început să aprofundez toată chestia asta, să devin mai interesat. Mamă, mi se deschideau ferestre noi, pentru că am pus mâna pe echipamente care îmi permiteau să explorez lumea asta. Până atunci aveam un laptop cu care nu puteam să fac prea multe lucruri pe direcția asta de randări sau chestii 3D sau chiar VR, să rulezi ceva pe VR conectat la un calculator, trebuie să ai o stație destul de puternică, știi, un calculator destul de puternic. Și acolo am început să aprofundez perioada asta de pandemie. M-am băgat în the rabbit hole of the internet și am încercat o felul de software, de modelare 3D, de arhitectură, experimentam diverse. A fost cumva începutul etapei în care ești acum. Da, acolo a fost începutul, acolo a fost un trigger al etapei în care mă aflu acum și cumva practicile mele artistice strâns legate de momentul ăsta. Sunt practicile mele artistice din prezent, mă refer. Deci fac lucruri diverse, lucrurile mele, ce fac acum cel mai de bază și anume 3D design și partea asta de, nu neapărat VR, dar modul în care creez eu, strâns legat de perioada în care am învățat multe lucruri și am descoperit multe lucruri și am pus mâna pe echipa. Eu le puteam folosi, deci tot ce avea Iceprinse, da, erau ca chestiile mele, știi? Deci eu aveam mână liberă și acces la orice. Și acolo mi s-au dezvoltat foarte multe, foarte multe lucruri și am devenit curios și începusem să simt, bă, cred că asta îmi place cel mai mult din ce fac eu. Deși am desenat foarte mult pe hârtie, am sute de lucrări făcute de mâna mea, dar nu vreau să exagerez, dar probabil chiar am mii de ore de desenat. Nu cred că exagerez, sincer. Nu.
că dacă stau să iau din Madrid și dinainte de Madrid până azi. Dacă ai lucra 8 ore de desenat pe zi, 5 zile pe săptămână sunt 40, în 100 de zile sunt 400, deci nu e așa mult, în mii de ore. E foarte mult, dar... Am doar de cea mai de masterpiece-ul meu fizic, o lucrare care are 5 metri lungime, 1,30 m lățime, pe care am lucrat 2 luni în fiecare zi. Aia a fost cea mai... experiența mea creativă cea mai intensă și cea mai profundă și cea mai interesantă pentru mine ca artist și pentru public. Lucrarea lui la mine pe Instagram, se numește HILTW, care practic e acronim se numește, prescurtarea unei propoziții doar în inițiale, da, acronimul. Am o criptogramă, practic, acolo e un puzzle, e ceva dincolo de doar o chestie vizuală, e o chestie interactivă. Lumea poate să o găsească la mine pe Insta dacă se scrollează prima lucrare care e foarte lungă și... O să las oricum profilul tău. Ne-ar plăcea să... acum nu are rost să intrăm în share screen și chestii, da? Deci, câte ori am acumulat pe chestia aia? Am lucrat în fiecare zi 2 luni, am intrat într-un trip din ăsta creativ atunci. Aia am făcut-o la Elia în studio. Fiecare zi, nu este acolo câte ore s-o acumulat. Lucram cam 3-4 ore în fiecare zi pe ea. De-aia zic, nu mai știam pune cu unii semn, că deși practicile mele din ambele, și tradiționale și digitale, nu mai știu de fapt de la ce pornisem. Ce voiam să te întreb și cam în direcția asta mergem. Poate au fost mai multe etape, dar ce te inspiră în arta ta sau care sunt, nu știu, motivul artei tale, să zic așa? Cumva nu am un răspuns că contul. O tematică anume, ceva? Pentru, uite, de exemplu, în practicile mele artistice, ce țin de artă tradițională și ce ziceam de desenat, da? Mm-hmm. Efectiv făcut de mâna mea și fizic și simțit și materiale și chestii, mă inspiră foarte mult. Nu neapărat că mă inspiră, dar eu mă las, eu nu mă gândesc la nimic. E ca un fel de, eu intru într-o sesiune și am practicat asta, m-a ajutat să-mi stăpânesc un pic hiperactivitatea pe care o am așa de înăscută și cumva pot asta să fiu activ și să lucrez sau să fac chestii, nu contează dacă lucrez sau nu, să fac chestii în general. M-a ajutat să mă... La început o foloseam ca un fel de sesiuni de relaxare, să zic așa. Și în timp am observat că practic drive-ul meu în a desena e fix experiența asta de eu mă detașez. Și oricum și lucrările mele arată ca și cum eu intru într-o altă lume. Dacă te uiți, mistico, cred că estetica, deci din punct de vedere al practicii artistice, e chestia asta de detașare. Deci eu ies din lumea asta, efectiv, dacă după 10 minute de stat pe hârtie, nu mai ies aici, ai unde ești la birou, sau chiar în hârtia aia. Și estetica ei prinde formă prin prisma lucrurilor pe care eu le am adânc în mine și intereselor pe care le am adânc în mine, care țin foarte mult de misticism, sunt foarte interesat de partea asta mistică a lumii, de... așa un pic ezoterismul ăsta lumii, chestiile mai obscure, mai necunoscute, de chestii antice, istoria antică, lucruri pierdute, lucruri pe care oamenii cumva le trec cu vederea, lucruri care nu le percep oamenii, dar deși există în jurul nostru. Ceva care ține de esență, așa undeva mai... așa am simțit eu în anumite lucrări. Cumva... redau foarte multe gen în estetica lucrărilor mele, dacă te uiți, apar foarte multe unde sau puncte care pentru mine reprezintă vibrații sau ce vreau să punctez e faptul că îs interesat de lumea nevăzută, la modul în care noi doi acum vorbim pe internet, ajutați de Wi-Fi, da? Care sunt niște unde. Practic, Wi-Fi-ul ăla e ceva ce există. Există 100% pentru că noi îl folosim. Dar noi nu îl vedem, efectiv nu îl percepem. Dar el are o formă. Știi ce zic? El are o formă.
Și pe lângă Wi-Fi-ul ăsta, care e doar un exemplu, există multe alte chestii în jurul nostru pe care nu le vedem. Unde radio, vântul, nu știu, oxigenul pe care îl dau frunzele florilor, el are acolo o chestie, o micromișcare, dar noi nu o percepem. Și foarte interesant, nu sunt foarte interesat, că foarte e un cuvânt poate nepotrivit aici, dar îs interesat de lucrurile astea și curios de lucrurile astea. Și cumva eu încerc să redau în lucrările mele tocmai interesele astea pe care le-am enumerat înainte. Și dacă te uiți în estetica lor, poți să întâlnești toate simbolurile astea a misticului, poți să întâlnești o grămadă de unde, o să simți unde și chestii de genul ăsta, un pic de magie, la modul magie sună așa naiv poate sau asta, dar în modul magie asta... Da, da, misticismul ăsta, adică îl simt în ce zici tu, îmi place foarte mult, adică se văd așa niște categorii de proiecte pe care le-ai avut. Plus alte, ca să zicem un pic aici, am într-un spectru mai ciudat, și viața extraterestră la modul, sau nu neapărat extraterestră, la modul ăsta alien și ceva, dar la modul entități, comunicare între lumi paralele, sunt interesat de chestia asta, sunt curios de chestia asta, de faptul ce zice, nu știu, fizica cuantică sau, apropo, asta e o curiozitate foarte mare, fizica și astronomia, astrologia mă pasionează la modul major și sunt interesat. În lucrările mele poți să vezi lucruri care arată ca formule matematice abstracte. Cred că asta acolo, un pic din spectrul ăsta cuantic, din interesul ăsta meu cuantic pe care l-am, despre fizica cuantică. Deși nu cunosc foarte multe, doar niște curiozități pe care le-am. N-aș putea să vorbesc eu despre anumite principii ale fizicii cuantice, doar înțeleg unele chestii și ce zic oamenii de știință, cum practic un atom poate să existe în două locuri deodată, știi? Sau dacă observi în un atom sau un proton, dacă e observat, se comportă diferit față de dacă nu e observat. Știi? Și toate chestiile astea îmi fac să fiu curios despre ce e dincolo de lumea pe care noi o percepem. Numai puțin, o să bag la încărcat laptopul, că vorbim de ceva timp și am uitat să încărc. Trebuie, chiar vorbim de mult timp și... Nu, e foarte bună discuția. Adică ți-am zis, mi-a părut că am intrat cum intri tu în... Da, am intrat. Eu oricum încep să sintetizez și să nu mă duc în detalii, că... Nu, că am intrat într-o poveste, adică mi se pare la un moment dat, mă gândeam, oare ascult ceva înregistrat, că eram foarte prins să ascult ce zici tu, adică nu mai aveam coerență, hai de să te întreb, știi, de obicei, da. Da. Mi-a zis să nu fie prea lung, nu știu, că n-am avut... E pentru noi, în primul rând, oricum, vedem. Da, clar. Uite ce sunt curios, acum, de când ai intrat în zona asta de digital, poți să-mi spui despre câteva parteneriate de care ești tu cel mai mândru sau în care, nu știu, ți-a fost drag să fii implicat? Știu că ești și în A Boy Called Beast, care e unul din proiectele în trending acum. A Kid Called Beast. N-aș putea să zic că mândru de unul anume. Mă bucur că-s parte din tot ce îs parte, adică din toate proiectele din care fac parte sau din ce am făcut parte până acum. Ce aș putea să zic, doar să introduc un pic o chestie, cum am făcut tranziția asta. Eu mi-am translatat, am vorbit înainte despre toate lucrurile astea, mai ales pe hârtie, fizice, făcute pe pânză sau pe hârtie. Eu cumva, în începuturile mele al artei digitale, mi-am translatat lucrurile făcute analog în digital. Am folosit același gen de expresie când am creat chestii. Așa, freestyle, lăsat liber, încercând să accesez sursele astea creative, știi, din interiorul meu. Chestii care m-au ghidat înspre design-uri destul de mișto, pe care în timp le-am îmbunătățit, mi le-am adunat într-un portofoliu și m-au adus să mă pot prezenta în fața a proiecte sau a oameni din domeniul artelor digitale destul de high, dacă nu the highest, știi ce zic, la modul A Kid Called Beast,
că ziceam că mai menționat că lucrez cu ei. Am lucrat cu ei, deocamdată suntem on hold din cauza că proiectul s-a lansat, da. Ce aș putea să menționez cele mai consistente colaborări pe care le-am avut pe domeniul digital a fost a Kit Call Beast, adică cel mai mare proiect la ora actuală din spațiu cripto, adică pe OpenSea acum e pe primul loc în trending, de la lansare din 15 ianuarie și până acum s-au tranzacționat în piață cam, nu știu, 8.000-9.000 de Ethereum, ceva de genul ăsta, care sunt 13 milioane de dolari. Adică un proiect care a produs atât de mult bani. Adică nu vreau să vorbesc de neapărat de zona financiară, că nu asta e important, dar doar valoarea pe care l-a creat într-o piață proiectul ăsta. Și normal că mă simt mândru că am făcut parte din el și că am avut ocazia să învăț foarte multe lucruri și să mă bustuiască proiectul ăsta. Pentru că, în primul rând, am cunoscut fondatorii proiectului, am dezvoltat și o relație de prietenie cu project managerul lor. Fondatorii proiectului avem o relație nu neapărat de prietenie, dar ne cunoaștem și pot să zic că am acces acolo, ceea ce mi oferă și mie încredere și către alte proiecte în care vreau să mă implic. Eu, având asta în portofoliu, automat primesc multă încredere din partea colaboratorilor mei. Bine, asta e doar unul dintre ele. Cel mai de suflet pentru mine e Futures Factory. Ok, interesant. Dacă poți să spui puțin despre... Futures Factory e un proiect cu headquarter în Paris, care sunt axați pe industria de footwear, adică industria de încălțăminte. Targetul lor e să empower, cum să dea putere, cum se traduce empowered? Unleash the... Adică ei sunt implicați în industria de footwear, la modul în care o să lanseze colecții de încălțăminte, colecții limitate cu designeri de încălțăminte fizică. Uh-huh. Efectiv, prin noile tehnologii, prin printare, prin alte tehnologie ce se dezvoltă în perioada asta și o să se dezvolte în viitor, ei o să fie unii dintre pionerii în domeniul ăsta. Deocamdată ei pun bazele proiectului, adică deja îs bazele puse și se solidifică toată treaba, printr-o colecție numită Pioneer, care sunt niște avatare în stilul, nu neapărat în stilul artefact, dar îți dau artefact ca punct de referință cu avatarele lor. Știi la ce mă refer și oamenii care nu știu să caute, dar să caute direct Futures Factory pe Twitter sau oriunde, o să găsească. Și cumva avatarele astea sunt reprezentanții lor, cumva modelele care vor purta mai târziu încălțămintea care va veni în prima etapă digital și după aia în mod fizic. Dar prin colecția asta de Pioneer, ei vor să pună bazele comunității, la modul holderii o să fie primii care o să aibă acces sau o să primească physical goods, bunuri fizice pe gratis sau o să aibă anumite oferte speciale pentru ei, etc. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre proiect, să-l prezint eu cuvintele mele, pentru că nu pot să sintetizez prea bine tot formatul și conceptul lor. Aș invita oamenii să intre pe futuresfactory.com sau nu știu exact .com sau eu, dar dacă cauți pe Google sau pe Twitter Futures Factory, găsești tot despre proiectul ăsta și care e conceptul lor. Eu sunt implicat la modul full-time, chiar zilele astea am discutat cu ei și am căzut la un agreement, gen contractat, în care eu fac parte din core team-ul lor ca designer pentru Pioneer și pentru ce urmează să se întâmple în proiect. E un proiect super solid, cu o echipă puternică, care are un buget ca lumea, transparent, nu nimic așa shady sau ceva, cum s-a întâmplat cu foarte multe proiecte din piața cripto. Apropo, Futures Factory e axat în spațiu cripto.
Colecțiile o să fie lansate ca NFT-uri, încălțămintea o să se vândă ca NFT-uri. De-aia am menționat un pic modelul artefact, deși structurile nu sunt neapărat asemănătoare, e un model de business de referință pentru multă lume, ca să înțeleagă cam ce se întâmplă în spațiul crypto și care sunt proiectele de succes și proiectele bine structurate și consistente din spațiul ăsta. Futures Factory e un proiect de genul ăsta care acum își pune bazele, cum ziceam, solide, cu oameni mișto în spate și o echipă puternică. Și apropo de artefact, și acolo ai avut o... Apropo de artefact, pe lângă asta cu Futures Factory, care cumva cam asta e acum, pe lângă că am făcut design până acum, am 5 designeri făcute de mine, acum, zilele astea, full time cu el, cu ei, ceea ce super mândru și mamă, am o oportunitate foarte bună să fac parte dintr-un proiect solid, să de la început să fiu parte din el. Menționând de artefact, într-adevăr am și acolo rol de creator, am primit verified creator din partea artefact în urmă cu vreo 2-3 luni, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. Un alt highlight bun pentru mine că, na, fiind artefact creator, automat prins încredere în piață sau în general în domeniul artistic sau care cumva și în spațiu cripto. Da. Să fiind în cercul ăsta artefact, e ceva și e ceva valuable și pentru mine, pentru că na, am aplicat cu portofoliul meu și am fost acceptat. Știi, clar am primit o confirmare majoră că acolo oamenii nu, acolo nu-i bullshit, știi? Nu-i în futură, e ce trebuie. Și na, mă bucur că am primit și rolul ăsta. Încă nu am activat foarte mult în zona artefact creator pentru că ei au, asta e cumva versiunea lor beta. Ei acum pun bazele a unei platforme dedicate creatorilor în care pot să producă asset-uri pe care să le și monetizeze într-un fel mai clar ca până acum. Pentru că acum practic se pun bazele pentru artifact creators. Și un alt proiect interesant unde la fel ai cumva ai avut și discuții cu parcă cu project managerul lor, ai zis concursul organizat de Zeneca. Da, aia a fost o oportunitate așa foarte spontană și venită chiar din partea ta. Tu mi-ai dat de MetaVendis. Fii atent, o oportunitate pe care tu mi-ai zis-o și eu n-am profitat și m-am tot gândit, dar acum deja. Și atunci mi s-a părut târziu, acum din nou mi se pare târziu, deși între timp prețul s-a dublat de când mi-ai zis tu, e cu Kit Colbist. Când mi-ai spus tu prima dată că era un 0.5, acum e deja 1.15 ceva float price-ul. Ieri a fost 1.4. Okay. Păi gândește că s-o dat, deci ei au fost la vânzare la 0.07, la $100. Mm-hmm. Dar nu, n-am rezonat, n-am înțeles exact beneficiul meu, adică am început să nu înțeleg foarte bine partea asta doar de flip, știi, doar de flip. Se pare că trebuie să rezonez cu proiectul antreprenorial din spate și cu da, proiectul antreprenorial din spate e lifestyle vibe. Dar să fie o greșeală, știi, chestia asta. Ei cumva targetează, ei o să... Deci a Kit Called Beast e un icon deja în market. Deci ca și cum e Mickey Mouse. Ei acum pot să facă să producă figurine, efectiv, figurine și să fie un market de figurine. Dar ei cumva au și în direcția fashion, dezvoltă chestii din toate balaclavele alea pe care le poartă biștii, ei le produc și în viața reală. Ei acum sunt în faza asta de tranziție din digital to digital. Oricum, cumva, toate proiectele astea și Kit Colbis, deși cumva, da, să rezonezi cu proiectul, e greu să rezonezi, mamă, pe cumva toate promisiuni, cumva, știi? Da, dar ideea e că te duci și după om, știi? Și după tine aș putea să... Da, eu am știut că el are valoare, ți-am zis de la început că o să fie ceva, de acum câteva luni înainte să fie lansat cu mult timp, că e ceva bombă și că e ceva la cel mai înalt nivel și o să rupă. Pentru că eu am învățat foarte multe... Eu n-am început cu începutul din spațiul meu cripto și NFT-uri, dar eu în tot parcursul ăsta de un an și ceva în care am activat în spațiu cripto, pe proiecte artistice dedicate în spațiu cripto,
am învățat foarte multe lucruri. Eu deja când am intrat în A Kid Called Beast, am văzut atitudinea project managerului, am văzut cum se lucrează, am văzut cum suntem noi structurați ca artiști, cum e activitatea în general, cum e comunicarea, am știut din prima, n-am avut nevoie mai mult de o zi să înțeleg că în ce m-am băgat eu e ceva valuable și o să fie ceva outstanding for real. Pentru că oamenii știau ce fac cu bugete, adică să angajezi 15 artiști. Tu ai avut ca funcție aici ce, o parte din layere sau nu știu. Eu ce am făcut din A Kid Called Beast a fost am lucrat foarte mult pe texturat outfituri și propus outfituri. Gen toate outfiturile ce le poartă ei sunt părțiți în 20 de beast hooduri, ca și cum cartiere. Silicon Alley, mama, am lapsuri acum, dar ei sunt părțiți pe beast hooduri. Și eu cum am făcut, am venit cu propuneri, like lifestyle vibe. Am venit cu propuneri de ținută pentru un beast specific. Am făcut cam vreo 30 de outfituri, dintre care propuse vreo 10-15, restul au fost referințe date de ei, pe care eu practic le-am creat, le-am texturat. Să zicem că, nu știu, poartă jacketul ăsta și eu trebuie să-l fac albastru, roșu, să-i pun textură cu flow sau ceva, știi? Practic asta am făcut. Am lucrat pe modelele lor, am primit master file-ul Blender de la ei, la care am avut acces toți care am fost implicați în proiect și am lucrat fiecare specific, am lucrat pe Miro, fiecare cu task-urile lui împărțite, fiecare știa ce are de făcut. Și după aia ei, asta a fost parte din asamblarea colecției. Ei la final, după ce fiecare și-a făcut treaba, au adunat toate asset-urile create și le-au asamblat în colecția de 10.000 pe care o au. Asta a fost implicarea mea majoră, gen texturarea de outfit-uri și propuneri de lifestyle outfit. Cam asta a fost. Fiecare au avut alte. Unii au fost pe modelare, de exemplu, alții au făcut o singură chestie pe modelare, am făcut cercei. Pe female au o grămadă de cercei făcuți de mine. Super. Și unele costume de-astea, one per one, nu știu dacă am vreun unul pe unul făcut de mine. Dar am rare, am chestii super rare în colecție făcute de mine. Da, asta a fost implicarea mea acolo și acolo am învățat, m-am dezvoltat și capacitățile în Blender. Dar chestia asta de a înțelege cum funcționează un proiect pro. La nu pro, la modul cel mai pro. E cel mai șmecher din piață la ora actuală. E outstanding. Adică cel mai șmecher din piață la modul, din punct de vedere al demanding-ului, adică cum e lumea pe el acum. Deși da, artefactul e un proiect deja consacrat sau CryptoPunk și sau Bored Ape Yacht Club. Bineînțeles că ele sunt deja OG-uri adevărate. Nu faci să scot banii să iau. Sunt OG-uri. A Kid Called Beast nu e un OG pentru că e un prunc nou, cum să zic. Acum crește, dar el e deja atât de puternic cât e consacrat și la ora actuală, în timp ce noi vorbim, el e primul trending pe OpenSea. Adică pro-ist, cum să-i zic, știi ce zic? Da. Vreau să te întreb, tu ai cumva ai adunat tot ce lucrezi tu în zona asta de digital, dar pe cel puțin pe proiecte personale, în proiectul Primal Lab, da? Ala a fost începutul meu. Acolo am trecut într-o fază foarte profundă a creației mele în domeniul digital și pe partea asta de 3D, pentru că odată cu Primal Lab, eu până la Primal Lab, până să fac colecția Primal Lab, eu nu interacționasem cu modelare 3D, de exemplu. Sau cu am mai încercat softuri de 3D, dar nu am aprofundat. Dar pentru mine a fost o rampă Primal Lab-ul. Vezi că arta tradițională și arta de digital în zona asta de artă făcută cu ajutorul tehnologiei o să supraviețuiască așa în continuare complementar sau o să fie obligat să merge în digital pentru a rămâne un artist relevant? Nu știu, cum simți? O să meargă împreună, adică sunt chestii diferite. Sunt piețe diferite, sunt oameni diferiți care sunt interesați de una și de alta, știi? Să zic că arta digitală probabil acum mai
nu vreau să sune așa, dar e mai căutată sau mai bine văzută de oamenii mai tineri, de exemplu. Un curator, să zic aici în Barcelona, oameni pe care îi cunosc și eu, care au o vârstă, nu știu, să zic, nu vreau să zic că-s bătrân sau ceva, dar trecuți probabil de 50 și ceva de ani către 60, pentru ei o pictură îi... aia e arta. Dar asta sunt generațiile care o să mai fie, nu știu, 30 de ani poate. Da, dar eu cred că o să, acolo nu, acolo o să, o să se păstreze, pentru că e ceva, na, e profund rădăcinat în esența umană, creația asta fizică, știi? Așa, sau artă tradițională, nu o să dispară. Adică sunt artiști, dacă luăm niște artiști contemporani de acum, să zicem, Daniel Arsham din State, New York based artist, sau un ceva mai comun, nu știu, Takeshi Murakami, care toată lumea îl cunoaște, da? Ei asta fac. Deși ambii sunt spectru digital cu NFT-uri, proiecte de NFT-uri, ambii dintre ei au colecții de NFT-uri sau lucrări create sau dedicate spațiului NFT. Dar ei fac artă fizică, adică artă tradițională, pop art, deși e pop art, adică artă contemporană, în cazul lui Murakami pop art. Ei, adică nivelul lor nu se compară niciun artist digital cu nivelul lui Murakami sau cu nivelul lui Daniel Arsham sau enumerăm oricâți alți artiști. Un artist digital consacrat pe care probabil îl știe toată lumea e Beeple, dar la modul consacrat când zic icon în istoria artei. Da, da. Pentru că artiști digitali sunt foarte mulți. Dar să fii la modul ăla icon în istoria artei cum sunt toți artiști din trecut care au făcut arte tradiționale. Știi, de aia zic, are o esență a ei arta tradițională, ai o chestie a ei, un OG adevărat, știi? Nu dispar așa. Ai o idee, sunt curios dacă în momentul de față, dar dacă nu, sper că la un moment dat se întâmple chestia asta. O idee super mare, pe care nu vreau să o spui, de proiect în zona asta de colecție de NFT-uri sau cumva să aibă la bază o colecție de NFT-uri, de acolo să strângi fondurile și... dacă reușești să strângi un dream team și să ai finanțarea potrivită să-l începi, ai face chestia asta sau există ceva înăuntru tău la care lucrezi sau începi să... Există o flacără acolo, o țin aprinsă constant de ceva timp, o exploatez de fiecare dată când am ocazia, în zona de footwear industry. Mi-ar plăcea foarte mult să creez sau să am un produs, un shoes creat de mine care să fie iconic. Dar nu, vreau, adică clar în zona de cripto m-aș duce cu el, de NFT-uri, și probabil că toate se leagă cumva, probabil o să fie mergi cu Futures Factory, pentru că ei au targetul ăsta și la momentul potrivit, pentru că eu o să am platforma necesară Futures Factory, o să fiu capabil să creez asta. Între timp să-mi dezvolt și estetica unui show sau să-mi dezvolt acolo ceva iconic, știi? E așa un dream de-a meu pe partea de design, dar nu am ceva, nu am ceva. Oricum eu sunt artist și nu vreau să zic că vreau să fac shows digitale sau ceva digital. Eu fac de tot ce îmi place mie, știi? Eu fac ce vreau eu cumva. Ce îmi place mie, ce mă bucură pe mine și mi-mi place să creez lucruri, știi? Și cumva nu vreau să zic, ok, vreau să fac asta sau asta, că nu m-am gândit niciodată că o să fac NFT-uri sau acum 5 ani nu m-am gândit că o să fac eu papuci, știi? Dar uite că fac. Sau... Nu pot să zic că am ceva în cap specific ce aș vrea să fac. Vreau să creez în continuare și asta să fie cumva... Da, asta e să creezi și cumva văd că ești deschis la a adopta, nu știu, tot felul de tool-uri care te ajută da, să... Da, clar! Mamă, eu sunt deschis foarte mult către tehnologie și o îmbrățișez. Sunt artiști care nu uz și cumva nu-i condamn, dar na, fiecare cu viziunea lui. Dar eu, pentru mine, tehnologia și gen partea asta digitală a lumii, eu o văd ca pe o unealtă și ca pe o... Nu știu, ceva se folosește în avantajul tău. Nu pot să-i văd partea negativă neapărat, deși toate au părți negative, că ce e bine fără rău până la urmă, nu există un fără rău, știi, dar clar, tot ce se poate și abia aștept să se inventeze tot felul de nebunii, să le încerc să mă duc în spațiu și să văd, nu știu, din ceva satelit, să mă duc la expoziție de artă făcută într-un satelit sau ceva hardcore, la modul ăsta, chiar cred că în viața mea o să
aș vrea să fiu eu primul. Uite la mine, că deja sunt în... Da, să mă duc să expun ceva, jur, deci asta ar fi bombă. Să expun pe un satelit din ăsta care e în outer space cumva, care să fie un muzeu, asta deja berăm aici. Dar imaginează-ți un muzeu, un spațiu, care să fie efectiv un muzeu și să faci, să te duci pe pământ pe muzeul ăla și să te duci în zero grafice și să fie expuse chestii care... Aș vrea să fac asta, știi? Chiar îmi place chestia asta de inovație și de gândire din asta vizionară, nu știu dacă neapărat realistă, dar îi ceva ce mă pasionează să fac, să gândesc așa sau să aplic chestiile astea sau să caut chestiile astea. Ce voiam să te mai întreb, dacă ai, din toate experiențele pe care le-ai avut până acum, cum arată un parteneriat, un colaborator, un client ideal? Cum ar fi o colaborare lină? Nu știu dacă am profilul unui client ideal, dar ce place mie să văd e o comunicare clară, la modul când cineva... Uite, să-ți dau exemplu, când am început să colaborez cu Futures Factory, da? Pe care eu i-am abordat. Apropo, chestia asta, fac o mică paranteză, e o chestie pe care o practic să abordez eu oamenii. Cum ai văzut și în parcursul meu cu toată povestea din Cluj și din Erasmus și bla bla bla, eu m-am dus și am căutat și am încercat, știi? Oportunitățile sunt acolo, ți apar cumva în față, dar dacă nu cauți tu. Dar mie ce-mi place, că m-ai întrebat de cum văd eu un client și un profil bun. A unui client, nu client, că cumva colaborator, client, cum să numesc. O colaborare... Sau partener, parteneriat, ceva, nu știu care ar fi un cuvânt potrivit în cazul ăsta, dar știu la... Ar fi așa, exemplu cu Futures Factory. La modul că i-am abordat pe oameni, m-am prezentat, le-am zis că aș vrea să lucrez împreună, ei au fost interesați bazându-se pe ce au văzut că pot eu să fac și pe past experience-ul meu și pe portofoliul meu și CV-ul meu, ca să zic așa, de artist. Și am intrat într-o discuție foarte clară de la început și de la modul, bă, ok, na, vreau să mă implic, ce pot să fac? Ce pot să fac? Le-am zis ce pot să fac. Dacă ei au zis că da, ar avea nevoie de serviciile mele și mi-au zis, ok, avem nevoie de asta și de asta și de asta. Am discutat despre un buget, adică mamă, asta e, îmi pare rău să o zic, dar până la urmă arta e artă, e frumos, suflet, chestii, simțuri, emoții, etc. Dar e un venit pentru artist, trebuie să aibă un venit, trebuie să aibă o sursă care să genereze chestii materiale, la modul bani în cazul ăsta. Și un client ideal sau un client sau un partener sau un colaborator ideal e cineva care înțelege chestia asta din prima și nu se așteaptă neapărat ca... Dar există mai multe fețe ale monedei, că pot să fie și colaborări cu ambele părți, vin cu ceva care nu au neapărat o asta materială. Dar tu m-ai întrebat ca un client, mă gândesc... Asta era curios. Îi care înțelege chestia asta, care discută chestia asta din prima cu tine, zice de ce are nevoie de la tine și care are o discuție foarte friendly, care nu e neapărat așa, nu știu, eu depinde și de fiecare om cum e el, știi? Îmi plac oamenii care îs comunicativ la modul prietenoși, care au, nu-i simt rigid, știi? Dar mai întâlnesc și clienți rigid cu care parcă n-am putut să vorbesc, știi? Le ziceam ceva, vorbeam eu cu mine, știi? Da. Dar n-aș putea să, nu știu dacă am răspuns la întrebare. Oricum, mi-ai răspuns, am înțeles, adică lucrurile să fie transparente, clare, să... Da, să fie transparente, clare și să se înțeleagă. Coerent, ce dezvoltă. Exact. Da, să înțeleagă ambele părți de valoarea care o duce fiecare parte celelalte, știi? Uite, mai am două întrebări care merg cam în aceeași direcție. Una, dacă sunt ceva artiști pe care îi admiri sau care sunt artiștii pe care tu îi mai urmărești și dacă ți-ar plăcea să ai o colaborare sau care ar fi artistul care ți-ar plăcea să ai o colaborare. Și în același timp, dacă sunt ceva branduri sau proiecte mari, poate din zona asta de NFT, nu știu, Bored Ape, Yacht Club sau ceva, care ți-ar plăcea ție să colaborezi. Dacă ai... Păi,
ca artiști pe care îi admir, pe care îi urmăresc de mult timp, de când eram încă în universitate și care m-au inspirat și îi văd ca pe un model și ca artiști, dar nu neapărat ca oameni, că nu știu cum îți iei, dar urmărindu-i pe Instagram, parcă văd și un pic de behind the scenes. Primul ar fi Daniel Arșan, pe care l-am menționat mai de mult, care mi se pare un artist atât de complex și atât, are un vibe al lui clean, mi-e plac chestiile clean, organizate, așezate, probabil deși în arta mea nu se vede neapărat asta, nu toate subtilează chestia asta, unele da, altele nu. Îmi place modelul lui de artist și modul în care e implicat și în fashion, și în music industry, ce creează el. Cum ai zis, Daniel Arșa sau cum ai zis? Daniel Arșa. Okay. Un sculptor, un artist, mai un artist complex. L-am menționat înainte pe Takeshi Murakami, îmi place unicitatea lui, la modul ai cât de iconic la el. Asta îmi place foarte mult. Să menționez niște artiști din trecut care m-au inspirat și care mereu au fost așa ca niște, am văzut pe niște piedestale înalte, Picasso, Dalí, clar, care nu, clasic, toată lumea îi știe, toată lumea îi place. Dar eu i-am studiat și la facultate și m-am aflat și un pic de povești din viețile lor. Am citit despre Picasso, despre viața lui. Era așa un pic mai crazy omul, mai haos, știi? Artist adevărat, cum să zic, suflet din ăla, true artist, știi? Că am zis, ai zis tu mai devreme, că știi, să fii artist, eu o văd. Deci, eu definez un artist nu neapărat cineva care desenează sau cineva care face o chestie creativă, știi? E un mindset pe care tu l-ai, e o chestie pe care tu o ai în tine și cumva e un state of mind, știi? Tu trebuie să știi că tu ești artist, cumva toată viața ta nu e o artă, că asta sună așa prea poetic, prea romantic, nu vreau să o romanțez prea mult, dar e un stil de viață, știi? Tu trebuie să vezi viața ca un artist, totul, să thinking outside the box, știi? Astea sunt oamenii și creativi, nu neapărat artiști, dar thinking outside the box e clar ceva ce trebuie să ai. Că, ok, poți să fii artist sau să te numești artist dacă tu doar desenezi și asta e ca un hobby, dar ăla e un hobby, știi ce zic? Asta mi se pare interesant, că artistul are și abilitatea asta să viziunea lui creativă sau ce are în interiorul lui poate să-l prezinte și celorlalți într-un mod, nu știu, nu vreau, poate nu coerent e cuvântul, dar poate să-l exprime într-un mod în care trezește ceva în ceilalți, nu știu, e ceva deosebit. Că cumva, cum ai zis tu, toți avem povestea asta, toți avem filmul nostru, dar poate nu suntem artiști fiindcă nu știm să exprimăm într-un mod, nu știu, de artă, ce e acceptat ca fiind artă, ce avem înăuntru. Da, că creativ suntem toți, cumva, toți suntem artiști, dar nu vreau să zic asta, știi, că nu neapărat de acord cu chestia asta, că ea e vorba asta, mamă, că toți oamenii sunt artiști, știi, dar e parțial adevărată, dacă nu foarte, foarte puțin adevărată chestia asta, știi, okay. Că nu sunt toți, știi, că e un mindset. Nu toată lumea crede, cum ți-am zis, că am ajuns să cred despre mine cu adevărat și să am încredere în mine, așa am să mor, mi-am găsit cumva calea asta, calea mea asta, ce fac eu în viață, sunt creator, un artist care explorează viața prin, și eu mă exprim prin ce creez eu, fiind multe lucruri asta, știi? Dar probabil am romanțat și eu puțin, că și eu merg în zona asta de mai mult a imaginației și cumva o chestie pe care noi am sărit cumva de la nata, am povestit chestia cu parcursul ăsta până cu Erasmus și cum am început eu în pandemie să-mi dezvolt chestia asta de digital art. Am menționat faptul că eu până acolo am avut multă activitate în artă tradițională, am avut expoziții în artă tradițională și digitală, că eu până acolo nu e ca și cum prima dată în pandemie am făcut ceva digital, am făcut și înainte. Dar vreau să menționez faptul că până atunci am avut activitate, am avut expoziții în Cluj, prima mea expoziție, am avut în Tokyo expoziție, am avut în Bruxelles, am avut în Toulouse, în Franța, am avut în Barcelona 3 sau 4 expoziții până acum. Am avut în Canada o expoziție, la asta n-am participat nici la aia din Tokyo, n-am participat fizic, dar am trimis lucrările mele. Oare am mai avut undeva? Dacă nu mi-am inteles
Probabil, dar nu știu. Am menționat acum câteva orașe din Europa, state sau Asia, și cumva am avut activitate pe partea asta de expoziții, de galerie, am fost artist de galerie, dar cumva targetul meu, că asta e o chestie la artist. Tu poți să fii artist de galerie, să vii să expui numai picturi în galerie sau nu știu ce, sau să fii genul ăsta de artist de galerie, numesc eu și asta așa un termen, galerie artist. Eu vreau să depășesc spectrul ăsta, adică să depășesc limitele astea. Cumva da, sunt artist de galerie, am avut expoziții doar cu picturi. Dar eu fac și design și pe partea asta comercială. Eu am produs și niște ochelari pentru un studio care eu produs, știi, fizic, pe care eu nu am dreptul că am vândut IP-ul, dar whatever. Ai zis despre Takashi că e iconic, știi? Ceva de genul ăla, probabil. Da, uite, asta mă inspiră pe mine Daniel Arșam. De aici îmi iau eu genul ăsta de atitudine, pentru că el e genul ăsta de artist, el e artist de galerie, la modul bine, cele mai Guggenheim și super galerii din toată lumea. Dar omul face, acum are o linie de haine, de life objects. Omul face design de chestii, el e și designer, și artist de galerie, și se plimbă așa, știi, între mai multe chestii și mie îmi place chestia asta. Cum mai eu abordez chestia asta în practicile mele artistice și în parcursul meu. Sunt alți artiști care vor să fie doar artiști de galerie, știi? Mamă, eu sunt pictor, asta fac, știi? Eu sunt pictor, eu sunt pătratul ăsta de pictor. Eu n-am pătrat, la mine forma chestii ce am eu n-are nicio formă. E ca o, știi ce zic, se schimbă așa, se metamorfozează, se transformă, se o mișc eu, o transform eu cum vreau eu, în funcție de cum simt eu și ce vreau eu să fac. Te-am întrebat, mi-ai zis de oameni, te mai întrebasem de proiecte, dacă sunt anumite proiecte care ți-ar plăcea să ai o colaborare. Nu știu dacă ai. Clar, aș vrea, mama, asta e un goal al meu. Adică, în primul rând, aș vrea cumva poate să... Ok, eu sunt deja artifact creator, dar aș vrea probabil la un moment dat să fac ceva semnificativ în proiectul ăsta. Ceva recunoscut la modul de ei oficial să fie așa probabil mai mainstream. Mi-ar plăcea foarte mult pentru că unul dintre proiectele mele favorite ever din nu neapărat că în spațiu cripto sau ceva, dar păi, proiectul meu favorit ca tot, ca style, ca estetică, ca structură, ca oamenii care sunt implicați în el, îi urmăresc pe toți în background, îi știu pe toți, Zapio, Benito. Eu, știi, îmi place totul la ei, acolo. Și aș vrea, am primit recent, mai am o chestie mișto, am primit am primit Swoosh ID de la Nike. E un proiect început de Nike, Swoosh.Nike, care cumva e o platformă pentru viitoare proiecte Nike care o să se dezvolte. Cam auzit ceva, Nu știu dacă te-ai uitat, lumea poate să caute un pic. Și am fost printre primii acceptați în program. Acum nu mai fac, nu știu dacă mai, încă poți să aplici, dar nu știu când o să mai accepte alți oameni. Și am primit aici Swoosh ID-ul, mi-a amintat, chiar mi-am postat cardul pe Instagram, e un card Nike super cool. Și acolo eu o să ofer oportunități creatorilor să producă colecții cu ei de footwear, again, iară, vezi, fac ce fac, dar tot în direcția asta, mă duc, îmi place mult, îmi plac mult papucii. Și aș vrea să fac la un moment dat poate ceva cu Nike, again, iară în direcția asta de o colaborare acolo, o chestie, să-mi las semnătura mea pe o pereche de papuci, știi? Nu știu. Doar așa niște vise pe care le am. Da. Altceva nu am nimic în cap anume, dar targeturile mele în general e să mă alătur și să mă asociez cu proiecte care lucrează la cele mai înalte standarde, care sunt vizionare, care cool, adică cool la modul cum ce văd eu cool, că poate nu toată lumea vede cool, care este de calitate, îmi place să fie calitate, să fie chestii făcute ca lumea, nu superficial. M-am băgat, am făcut și eu chestii, m-am băgat și eu în proiecte superficiale de-a lungul experienței mele și am avut fail-uri sau nu toate mi-au ieșit, nici mie, adică clar. Dar vreau cât mai rar, cât mai rar și din ce în ce mai rar, dacă nu chiar deloc, să mă asociez cu proiecte care sunt superficiale sau cu ceva ce doar e așa făcut să fie făcut. Știi că nu are rost, pierzi timpul. Mai bine fac eu ceva ce pierd timpul pentru mine, știi? Și
Na, dar nu ai de unde să știi. Trebuie să ai experiență. Eu acum pot să zic că am o experiență în care știu, când am niște discuții cu cineva, știu dacă e serios sau nu. Uite, mai am vreo două întrebări, dar asta următoarea nu știu dacă poți să-mi răspunzi. Mi-ai zis de opera de artă pe care ai vândut-o cu 300 de euro și ai fost super fericit. Mamă. Mai sunt alte opere sau de fapt întrebarea ar fi cu cât ai vândut cel mai mult o lucrare, dacă vrei să zici chestia asta, dar... Ok, pot să zic. Nu o să zic neapărat o sumă cu cifre, dar pot să zic că o pictură, adică din ambele. Am vândut și chestii digitale în spectru, în domeniul artelor digitale, gen NFT, dar și picturi pe pânză. Și cea mai mare vânzare a fost de câteva mii la un colecționar din Germania în 2021. Aia a fost cea mai mare vânzare a mea pe partea asta de picturi și pot să zic că au fost câteva mii care m-au ajutat să închiriez un apartament în Barcelona și să fac o mișcare majoră pe plan personal. Din punct de vedere economic e destul de challenging să te locuiești. Ce urmărește un colecționar, un investitor în artă când își alege? Ce urmărește? Să vadă un artist adevărat în fața ochilor lui și să fie inspirat de el. Deci îți zic, lucrările mele, vânzările mele, asta e în cazul meu, nu știu la alții. În cazul meu, vânzările mele au fost bazate foarte mult pe faptul că cumpărătorii au interacționat cu mine. Deci eu, vânzarea asta cea mai mare pe care am făcut-o, am făcut-o după o noapte pe care am petrecut-o într-o galerie cu mai mulți oameni acolo și persoana respectivă a stat cu mine și am povestit cum văd eu lumea și viața. Omul vine dintr-un spectru antreprenorial. O universitate de business din Germania, dintr-o familie de renume din Germania în business, cu capital care îi permitea să își cumpere o lucrare de artă. Și mi-am dat seama, din experiența mea cu clienții, că ei nu e neapărat cineva care are foarte mult de a face cu artiști sau cu artă în general. Poate e pasionat de artă și de lumea asta, dar nu interacționează foarte mult. Dar eu am observat că mai mult am vândut ajutat de poveștile pe care le am eu despre ce fac eu. Pentru că cineva care se uită la o pictură de aia poate nu înțelege nimic, știi? Dacă mă apuc eu să-i povestesc cum am făcut eu, ce am făcut înainte, cum ți-am povestit și aici, bine, aici nu mi-am dus în detalii de astea mai personale. Dar cum văd eu când creez, ce mă sensibilizează pe mine, ce, știi, poate lucruri, experiențe mai personale. Asta ajută, asta vede, adică asta îi oferă unui colecționar o experiență foarte profundă. Partea asta, legătura personală între artist, dacă are ocazia, între artist și el ca colecționar. Și după aia lucrarea ca fiind extensia artistului cu care el a interacționat, știi? O bucată din el, o fereastră din el, știi? La modul, alți artiști care sunt consacrați probabil au făcut vânzări către oameni pe care nu i-au cunoscut, dar i-au cunoscut prin alt mod, i-au cunoscut prin prisma aparițiilor lor publice, știi? În reviste, publicații de artă, cultură, etc., știi? Gen, artiști iconici, un Takeshi Murakami, i-aș cumpăra și eu ceva de la el. Nu am bani de chestiile lui, dar l-aș cumpăra doar pentru că el mă inspiră și un icon pentru artă în general, știi? Ce părere ai de, sau poate ce părere, nu știu, mai bună întrebare, nu știu exact cum să o formulez, dar în jurul NFT-urilor, cum ți se pare tehnologia asta ca implicație pentru creatori, pentru artiști? Blockchain-ul cu tokenizarea artei și vânzarea sub formă de NFT, să zicem. Înainte să-ți răspund la asta cu NFT-urile, tot despre NFT-uri legat, că ți-am zis de că am vândut astea o pictură către un colecționar. Pe partea digitală am avut proiectul meu, Primal, lansarea primei colecții, care a generat 120 și ceva de soli la momentul lansării, care solul atunci era la un preț bun. Acum na, e cu 80%-90% mai puțin decât era atunci, care a fost pentru mine incredibil, la modul mamă, în câteva minute sau depozit pe alta,
dar chiar în primele minute s-au creat câțiva zeci de soli, știi? E vorba de entitățile alea Sol, solul e Solana. Primally, PFP-urile cu Primal cumva pentru mine au fost ca un fel de ca un fel de bază pe care mi-am luat-o și angajamentul ăsta când mi-am dat demisia de la galerie, de la Espronce. Că n-am continuat, eu am continuat cu Espronce, da, o perioadă. Și după ce s-a terminat Erasmus Antreprenorul, eu de atunci am rămas în Barcelona din 2019, din 2020 de când am venit. N-am mai plecat, nici am plecat acasă în vizită. Mi-am dat demisia atunci și cumva m-am bazat foarte mult pe un proiect NFT-uri că o să mă facă să mă susțin un pic financiar cât să trec printr-o perioadă de câteva luni ca să pot să-mi pun bazele la ceva al meu personal. Și Primal-ul a generat atunci deși nu mi-am scos foarte mulți bani de acolo, să fiu sincer, pentru că a căzut piața. Deci eu am lansat și a căzut piața. La o lună distanță era 60% low și la două luni distanță 90% low. Am fost un pic down atunci în perioada aia, dar m-a ajutat Primal-ul să generez mai departe, că de la Primal eu am intrat în contact cu toată lumea asta și colaborări cu aia, cu aia și cu aia. Și o altă vânzare mare de câteva mii atunci a fost la un Ethereum, am vândut o lucrare, un NFT, o maimuță cu Trap Monkey. A fost un Ethereum atunci, s-a vândut cu un Ethereum care era, Ethereum era undeva la $4,500 sau $4,000 ceva, ceea ce pentru mine nu se poate, era hardcore, eram primele mele interacțiuni cu lumea asta a NFT-urilor, știi, eram, what the fuck is going on. Dar asta a fost, s-au întâmplat pe parcurs mai multe vânzări. Pe partea digitală am vândut multe NFT-uri, adică am creat și am colaborat și am vândut IP-urile pe design-uri în spațiul ăsta. Și m-a întrebat de ce cred despre NFT-uri sau cum era întrebarea mea? Despre importanța lor aici pentru artiști, ce aduc? Pentru artiști ce aduc? Aduc un nou mod, în primul rând, de a-și monetiza lucru pe care îl fac, orice ar fi el. Pentru că la sfârșitul zilei NFT-ul e super simplu. NFT-ul nu e lucrarea pe care o faci, nu e arta. NFT-ul e un mod în care tu îți înregistrezi o lucrare în blockchain. Un număr pe care îl primește o chestie, cum primește o casă, o serie în documentul pe care l-ai înregistrat la stat, că ai o casă, ai acolo seria casei tale, nu știu exact. La fel și cu asta, tu îți înregistrezi o lucrare de altă în blockchain. E un nou mod de a-ți autentifica o lucrare sau o creație. Că un NFT NFT-urile nu sunt numai despre artă, asta trebuie să înțeleagă lumea, clar. NFT-urile nu sunt artă. Autentificare, tranzacția drepturilor de proprietate. Da, arta e un pretext a pieței NFT ca să o facă mai mainstream, e un mijloc foarte bun să o popularizeze, știi? Dar conceptul de NFT o să fie folosit în mult mai multe domenii decât arta. Și plus procentul ăla de royalități pentru... Da, în primul rând am zis că asta cu monetizatul, poți să-și monetizeze arta. Chestia cu royalități, că poți să primească for life royalties la modul, 5% din fiecare tranzacție care o să se facă cu lucrarea respectivă de-a lungul timpului. Și un nou mod de a gândi. Deci eu de când am pus spațiu NFT, de când m-am băgat în toată treaba asta și modul în care eu creez chestii mi s-o parcă schimbat. Adică am găsit inspirație multă, știi? Am devenit pasionat de lumea asta tech, cumva, de tehnologia, de blockchain, de ce ar putea, ce oportunități se pot crea aici, știi? Nu știu dacă am așa o ultimată, vreun statement ultimat. Nu, oricum ai... Dar poți să ajute, adică poți să ajute artiștii să-și monetizeze lucrările, asta e ceva major. Și important pentru orice artist, că până la urmă trebuie să fii motivat într-un fel sau altul să trăiești pe ceea ce faci. Că dacă faci ca hobby, cum am zis mai devreme, it's not sustainable. Și trebuie să fie. Din păcate, lumea asta așa îi funcționează cu bani sau chestii materiale. Și dacă facem ceva în gol, nu ne aduce
nu ne dă ceva sustenabil, să ne întreținem, să nu putem să continuăm forever. Ceva ce nu poți, bineînțeles că poți, că toate lucrurile încep de jos. Nu poți să te aștepți din prima bani, gata, fac asta și trebuie să... Nu, clar nu. Toate trebuie construite în timp, dar... Și apropo, am și așa un sfat legat de chestia asta cu să devii artist sau să dezvolți o carieră în domeniul ăsta. Știi, lucrurile nu vin... Eu credeam că o să fiu artist când m-am dus la Elia, știi, în studio. Era mamă, deci o să devin artist că-s cu el, știi? Și mă gândeam, mamă, dacă el e, eu o să fiu și eu, știi, rapid. Dar nu e așa, cumva ai un proces lung și chestia asta să ajungi să vinzi chestii pe bani mai buni, știi? Sau să zici, mamă, chiar uite că vând, știi? Trebuie să treacă mult timp și să dai, să fii consistent și perseverent și să continui indiferent. Cum? Zic să depui și munca, inclusiv să depui. Da, munca. Clar, pe nimeni nu vine așa din cer. Nu există, nu există. Și să cauți, să te duci, go for it, să cauți, să mergi, să te bagi în seamă, să... Cum am făcut toate colaborările astea, adică tot ce am făcut, și A Kid Called Beast, și Futures Factory, și Artefact, și tot ce am făcut, Trap Monkey, colaborări, tot au fost generate de pasul meu. Deci eu am făcut primul pas mereu. Pentru că nu a venit nimeni la mine să-mi zică, mamă, ce designer ești, nu vrei să lucrezi cu A Kid Called Beast. Nu, e acolo mii, zeci de mii de artiști pe internet. Nu, trebuie să mergi, să te bași tu în seamă. Indiferent ce ești, ești artist digital sau artist care desenează sau pictează sau face ceramică sau orice, trebuie să mergi, să te duci la un... Dacă ești artist care face ceva chestii din ceramică, să zic, nu știu ce mi-a venit asta în cap, te duci la un studio sau la un concept store și zici, bă, uite, eu am chestia asta din ceramică, hai să le vindem aici, hai să facem o expoziție, hai să facem ceva, știi? Mai degrabă decât... Asta ajută exponențial parcursul tău. Dacă... În general simt chestia asta, adică când ești la începutul parcursului tău profesional, să zicem, indiferent că ești artist sau pe alt ceva, cam trebuie să faci chestia asta sau ajută cumva să tai niște etape. Clar. Cumva că am atins vreo două ore a... Mamă, ne-am lungit mult, nu știu, am vorbit destul de mult și... Nu, mi se pare că tot ce a fost, a fost de esență. Nu știu dacă cineva o să aibă răbdare să uite la toată treaba asta, dar pentru mine... Eu chiar oricum, asta rămâne, zic, rămâne documentar, zic, asta e chestia documentară. Dacă se salvează video-ul ăsta, deci eu sper că peste 10 ani, deci peste 10 ani, cum ți-am povestit tot parcursul ăsta meu de acolo, de la Demisol, da? Deci peste 10 ani sper ca trendul să fie ascendent, să ajung să mă îndeplinesc și eu și tu toate țelurile pe care le avem și documentar. Acum să fie o chestie de documentar, de bune, deci să fie tape din ăla rar, știi? Eu cu tine povestind aici, zicând un parcursul și povestea și poate peste câțiva să mai facem unul și să zicem, bă, mai știi când am făcut podcastul ăla și te-am povestit, dar ce s-a mai întâmplat între timp. Da, uite-te la noi, da, am progresat. Da, sper așa să fie, Doamne ajută, pentru toată lumea să progreseze, da. Ai mai vrea să transmiți ceva sau încheiem ușor, ușor? Da, nu știu dacă aș vrea, am atins multe puncte, am vorbit despre parcursul meu, așa, cât am putut eu să-l sintetizez pe scurt. Nu știu dacă aș vrea neapărat să mai ating ceva anume. Poate o să mai facem. Dacă mai ai vrea tu vreo întrebare sau ceva, sau vrei să-mi stimulezi vreo chestie, poți să-mi zici. Dacă nu, cred că putem să o încheiem aici și... Poate o să facem la un moment dat o prezentare fixă așa pe artă cu vizual. Să da, am putea să facem așa mai concret, chestii mai concrete. Acum eu nu am acoperit chiar tot. Am omis multe chestii pe care le-am eu în cap acum, dar nu mă întorc la ele, că n-are rost. Dar... putem să mai facem ceva, să mai încercăm formate. Să putem să facem și live odată, să invităm oameni, pe bune, să vorbim toți. Să invităm artiști, să ne sfătuim, să zică fiecare chestia lui, așa pe scurt, na, că dacă stăm să vorbim fiecare două ore, cum am făcut o scoată doare, facem cel mai lung podcast din lume.
Probabil ar fi fain la un moment dat să ne întâlnim live, să reluăm aceeași discuție. Da, 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 sigur. Și mi-a plăcut să vorbesc, adică mi-a fost mai greu la început, dar parcă am intrat așa în flow și e ceva nice, îmi place să vorbesc despre asta și apreciez că mi-ai propus chestia asta. Cu drag. O să închid acum înregistrarea și continuăm noi. Stai, ai închis-o? Acum o să închid. Că vreau să mai zic un... Hai că n-ai închis-o încă. Mai vrei să un rămas bun. Ei, s-o blura camera. Vreau să zic un rămas bun și numai bine la toată lumea. Nu știu dacă o să mai audă cineva chestia asta în afară de tine, dar... Super, super.